Deocamdată lipsă. Doamna Badea. Prezentă. Doamna Catone. Prezentă. Doamna Chirilă. Prezentă. Domnul Constantin Mihai. Domnul Costache Adrian, prezent. Domnul Croitoru Angel, domnul Dinu Alexandru, prezent. Domnul Dinca Adrian, doamna Enache Nicuța, domnul Feraru Cosmin, prezent. Domnul Feroiu, prezent. Doamna Georgescu Daniela, domnul Iliescu, prezent. Doamna Iordache Florina, prezent. Doamna Lăzăroiu, domnul Matei, prezent. Domnul Nedelcuț, prezent. Domnul Nicolescu. Prezent. Domnul Panaitescu. Prezent. Doamna Pașciuc. Domnul Pellegrini. Prezent. Doamna Popescu-Lenuța. Domnul Predescu. Prezent. Domnul Săftoiu. Prezent. Domnul Vaspuș. Prezent. Bun. Doamna secretar, eu nu m-am auzit. Domnul Calotă. Prezent. Domnul Angel, a revenit sau s-a plecat? Bun, domnul Constantin Mihai. Vedem pe parcursul desfășurării ședinței. Bun. Bun, ședința poate continua în condiții de legalitate, cvorumul fiind împlinit. Supun la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi, ședința ordinară din 28.11.2023. Vă rog, deschideți votul. Favorabil, la mine nu apare. Vă rog, votați. Doamna Popescu, domnul Florin Angel. Este supusă la vot ordinea de zi. Domnul Angel, trimiteți și votul. Doamna Catone, vă rugăm să vă exercitați. Ce? Am spus favorabil, nu am primit niciun mesaj. Consemnăm votul favorabil al doamnei Catone. Mersi. Bun, închideți votul, vă rog. Cu 26 de voturi favorabile, ordinea de zi a fost aprobată. Supun la vot. Proiectul de o să continue președintele de ședință după ce îl vom alege. Pentru a conduce în mod legal această ședință, președintele de ședință trebuie să fie ales conform proiectului care se află la punctul 1 de pe ordinea de zi, sens în care vă rugăm să faceți propuneri în aceste propuneri. Da, grupul PNL îl propune pe domnul Alexandru Dinu. Mai sunt și alte propuneri? PNL nu are propuneri. Alte grupuri au propuneri? Știu, grupul PSD nu propune pe nimeni și nici nu participă la vot. Mulțumesc. Supunem la vot propunerea formulată de grupul PNL, domnul Alexandru Dinu. Da, vă rog. Bun, închideți votul.
17 sunt, da? Aha, da, da, da. Cu 17 voturi favorabile, propunerea de președinte a fost aprobată și îl rog pe domnul Dinu Alexandru să-și ia locul de președinte la prezidiu. Bună, bună ziua, dragi colegi. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Vă rog să dați drumul la vot. De zi, domn. Suplimentarea ordinii de zi. Da. Având în vedere că ordinea de zi a fost, suplimentarea a fost depusă acum 3-4 ore, grupul PSD nu va participa la vot la ordinea suplimentară și nu este de acord. Vă mulțumim tare mult. Noi am mai ridicat această problemă în ședința de Consiliu și ni s-a promis de către domnul primar și de către executiv că nu se vor mai ridica pe ordinea suplimentară cu 2-3 ore înainte de ședința de Consiliu. Vă mulțumesc. Am înțeles, doamna Popescu. Bun, vă rog să dați drumul la vot. Bun, închideți votul cu 17 voturi pentru ordinea de zi suplimentară a fost aprobată. Trecem la punctul numărul 2. Aprobarea procesului verbal ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 25.10.2023. Vă rog să dați drumul la vot. Domnul Angel? Închideți votul cu 26 de voturi pentru proiectul a fost aprobat. Punctul numărul 3. Aprobarea procesului verbal ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 26.10.2023. Vă rog să dați drumul la vot. Domnul Iliescu, domnul Calută. Nu votăm pentru că noi n-am participat la acea ședință, domnul președinte. Nici 3, nici 4. Am înțeles. Bun, atunci închideți votul. Domnul Ferraru? Favorabil, nu mi-e pare. Trag votul de la acest punct. Mulțumesc. Am înțeles. Bun, atunci cu 17 voturi pentru și 9 voturi neexprimate, proiectul a fost aprobat.
Punctul numărul 4. Aprobarea procesului verbal ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 15.11.2023. Vă rog să dați drumul la vot. Domnul Văspuș? Mulțumesc. Bun, închideți votul cu 17 voturi pentru și 9 voturi neexprimate. Proiectul a fost aprobat. Să luăm avizele de la comisii. Comisia juridică? Favorabil la toate punctele. La toate, da? Protecție socială? Favorabil la toate. Bun. Buget? Toate avizele sunt favorabile. Urbanism? Favorabil la toate. Învățământ? Favorabil la toate. Administrarea patrimoniului? Favorabil la toate. Mulțumesc. Ecologie? Favorabil la toate. Servicii publice? ...17, 20, 21, 23, 39, 40, 41, 42, 43, cele care au fost pe ordinea de zi, nu a fost avizat 60 de pe ordinea de zi. Deci doar 60 și la servicii publice are aviz nefavorabil, mulțumesc. Nu, n-a fost avizat. A, nu are aviz deloc. Am înțeles, bun. Și transparență? Favorabil la tot. Mulțumesc, bun. Trecem mai departe la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local pentru o persoană fizică cu domiciliu în sectorul 2 București pentru o perioadă de 12 luni. MC, inițiator Radu Nicolae Mihaiu. Vă rog să dați drumul la vot. Doamna Pașuc? Având în vedere că suntem la un punct în ceea ce privește ajutorul de urgență, doream să știu dacă este cineva de la DGASPC în sală? Da. Nu, este vorba de un proiect care presupune eșalonarea la plată, iar inițierea acestui proiect se face de la Direcția Generală Venituri Buget Local. Există documentația atașată proiectului. Să intervin. Există și proiecte privind acordarea unor ajutoare de urgență și acolo vor fi cu siguranță prezentate de către cei de la DGASPC, fiind reprezentanți în sală. Mulțumesc. Ok, mulțumesc. Aveți o interpelare sau doriți să întrebați ceva punctual? Pentru că avem interpelare la final. De asta vă întreb. Ok, voi păstra pentru la final. Perfect, mulțumesc. Vă rog să votați, doamna Pașuc, domnul Anghel. Doamna Pașuc, mulțumesc. Închideți votul cu 26 de voturi pentru. Proiectul a fost, este favorabil. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local pentru o persoană fizică cu domiciliu în sectorul 2, București, pentru o perioadă de 48 de luni. IAR. Inițiator Radu Nicolae Mihaiu. Vă rog să dați drumul la vot. Domnul Văspuș, domnul Nedelcuț? Domnul Nedelcuț? Favorabil. Mulțumesc. Închideți votul cu 26 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local pentru o persoană fizică cu domiciliu în sectorul 2 București pentru o perioadă de 48 de luni. IM. Inițiator Radu Nicolae Mihaiu. Vă rog să dați drumul la vot. Domnul Feroiu, vă rog să votați. Domnul Calotă, doamna Popescu. Bună, mi-a apărut. Am înțeles. Bun, domnul Calotă a spus favorabil, da? Da, favorabil.
Am înțeles. Închideți votul. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea eșelonării la plata sumelor datorate bugetului local pentru o persoană fizică cu domiciliul în sectorul 2 București pentru o perioadă de 24 de luni. CMV. Inițiator Radu Nicolae Mihaiu. Vă rog să dați drumul la vot. Doamna Popescu? Bun, închideți votul. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plata sumelor datorate bugetului local pentru o persoană fizică cu domiciliul în sectorul 2, București, pentru o perioadă de 24 de luni. Inițiator Radu Nicolae Mihaiu. Vă rog să dați drumul la vot. Domnul președinte, au. Da, domnul Ferro. Da, domnul președinte, ce vă rog frumos, să nu mai citiți inițiatorul pentru că pierdem timp. Mulțumesc. Am înțeles, domnul Ferro. Domnul Calotă? Doamna Catone, domnul Calotă? Favorabil, n-a apărut la mine. Mulțumesc. Am înțeles. Domnul Calotă? Bun, închideți votul. Închideți votul. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru depășirea unor situații de dificultate. PIEGE, da. Vă rog să dați drumul la vot. Bun, închideți votul. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plata a sumelor datorate bugetului local pentru o persoană fizică cu domiciliul în sectorul 2, București, pentru o perioadă de 48 de luni. Vă rog să dați drumul la vot. Doamna Iordache, domnul Calotă. Domnul Calotă? Închideți votul. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea eșelonării la plata a sumelor datorate bugetului local pentru o persoană fizică cu domiciliul în sectorul 2, București, pentru o perioadă de 24 de luni. Vă rog să dați drumul la vot. Vă rog frumos, mai ușor cu... Vă rog să votați. Doamna Catone? Nu am primit. Favorabil. Am înțeles. Doamna Pașuc? Domnul Calotă? Domnul Niculescu? Favorabil, n-a apărut. Am înțeles. Bun, închideți votul. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea eșelonării la plata sumelor datorate bugetului local pentru o persoană fizică cu domiciliul în sectorul 2, București, pentru o perioadă de 24 de luni. Vă rog să dați drumul la vot. Domnul Vaspuș, doamna Pașuc, doamna Iordache, doamna Iordache,
Domnul Niculescu, vă rog să apăsați și trimite pe vot. Mulțumesc. Închideți votul. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind de aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local pentru o persoană fizică cu domiciliul în sectorul 2, București, pentru o perioadă de 60 de luni. Vă rog să dați drumul la vot. Domnul Niculescu, mulțumesc. Închideți votul. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind participarea sectorului 2 al municipiului București în consorțiul de beneficiari în calitate de partener alături de administrația domeniului public sector 2 în calitate de entitate afiliată la implementarea proiectului Regeneration, următoarea generație de orașe inteligente, verzi, rezistente și inclusive social, finanțat prin programul Horizon Europe. Vă rog să dați drumul la vot. Domnul, mulțumesc. Închideți votul. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 16. Cu 24 de voturi pentru și o abținere, rectific. Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondurilor alocate pentru suplimentarea burselor de merit pentru elevii cu media generală 10 și a burselor sociale în anul școlar 2023-2024 în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza sectorului 2 a municipiului București. Aici avem un amendament depus de domnul Matei Silviu. Dacă dorește să spună câteva cuvinte despre amendament, dacă nu... Este o eroare materială. Exact, este vorba de o eroare materială, dacă îmi permiteți, da. Am înțeles. Mulțumesc, domnul Matei Silviu. Vă rog să dați drumul la vot pe amendament. Domnul Matei Silviu, vă votați și amendamentul nostru? Domnul Dincă? Mulțumesc, închideți votul. Cu 25 de voturi pentru, amendamentul a fost aprobat. Și acum vă rog frumos, vă rog frumos, mai ușor în sală. Doamna Popescu? Bun, supun la vot proiectul de hotărâre cu tot cu amendament. Dați drumul la vot. Bun, închideți votul. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de implementare în teren a infrastructurii de salubrizare achiziționate conform contractului S2 CFI, furnizarea echipamente de colectare și transport plus software pentru cântărire, monitorizare și transport pe POIM. Vă rog să... Domnul Feroiu? Am și o întrebare, vă rog frumos, din partea executivului, cine poate să-mi răspundă. Mă interesează foarte tare dacă aceste echipamente pot fi date deja încomodat salubrizatorului sau așteptăm să se decidă cine este salubrizatorul sectorului 2. Se așteaptă finalizarea procedurii. Ele vor fi în infrastructura, va fi implementată în teren, în sensul va fi predată în custodie cetățenilor. Deci n-am înțeles, structura va fi, deci mașinile, am înțeles că gunoierele pentru pubelele sunt. Alo. Și mașini, e vorba și de deci haideți să ne înțelegem, pubelele e una și mașinile, și anume gunoierele pentru gunoiul selectiv, e partea a doua. Sunt niște bunuri mobile. Ce faceți cu ele până când le dați?
până așteptăm un nou contract de salubrizare. Ce se întâmplă cu aceste echipamente care sunt cumpărate? Bună seara, pot să vă răspund eu, domnul consilier? Dacă... Nu contează cine, un răspuns coerent din sală ar fi minunat. Așa încercăm. Deci, infrastructura de colectare selectivă și de pre-colectare selectivă are trei bucăți în acest proiect. Respectiv, pubelele pentru colectare pe fracție uscat plus fracție umedă, acele module în care vor sta pubelele. Această bucată sau cele două împreună formează infrastructura de pre-colectare selectivă care va fi distribuită sau propunerea către dumneavoastră este ca această infrastructură de precolectare selectivă să fie distribuită către populație pentru a sta în custodie până la momentul la care sistemul de colectare pe patru fracții va fi funcțional complet și vom desemna un nou operator. În ceea ce privește cealaltă bucată de infrastructură achiziționată prin proiect, respectiv flota de mașini care va colecta deșeurile pe cele patru fracții plus fracția umedă, acelea vor face obiectul unei proceduri separate. Bun. Dumneavoastră mi-ați răspuns la jumătate din întrebare. Întrebarea mea, și vă mulțumesc pentru clarificările date, întrebarea mea e ce se întâmplă cu mașinile după ce le cumpărăm. Mă gândesc că încă nu ați decis cine, de la cine anume le luăm, nu? Suntem în fază de procedură sau asta... Cine a câștigat? O firmă italiană? Mașinile? Cine a câștigat? Da. Mașinile sunt achiziționate. Cine le-a achiziționat? Puteți să spuneți și mie. Este un consorțiu format din două firme, doamna director. Dacă... Doamna director, îmi spune și mie cine sunt aceste firme, vă rog frumos. Dacă au capital italienesc. Nu vă pot răspunde la această întrebare. De ce nu puteți să-mi răspundeți? Că v-am spus. Nu știm. Nu aveți cunoștință. Are cineva cunoștință de la departamentul de achiziții? Cine a câștigat? Achiziția este finalizată în cursul anului trecut. Livrarea se face în prezent, dar în privința deci, acționariatului... Doamnă, doamnă, am o întrebare. Spuneți-mi firma. O să, verificăm, o să verificăm la Registrul Comerțului. Nu, nu, nu. Doamnă, eu vă întreb pe dumneavoastră. Nu tipați la mine. Vă întreb, spuneți-mi cum se cheamă firma. Ați cumpărat ceva și nu știți de unde? Ne luăm la mișto? Pe bune? Dați bani europeni cuiva și nu știți cui? Dați seama cât de penibili sunteți? Consilier, putem să venim cu contractul de achiziție. Da, vă rog frumos să ne-l puneți, vă rog frumos, vreau contractul de achiziție. În termen de dispoziție, este o informație publică. Nu de altceva, dar mă gândesc că acele o să fac o supoziție, bineînțeles că sunt dispus la o supoziție și vă rog frumos să mă ascultați, dacă e greșesc, nu acuz pe absolut nimeni, dar mă gândesc că acele vizite la Roma din acum 2-3 ani poate au dat roade și am reușit să achiziționăm de la un acționariat italian aceste, poate greșesc. Aceasta este unul la mână. Ce se întâmplă cu aceste mașini? Unde le depozităm? Ce se întâmplă cu uzarea morală a lor până când intră în funcțiune? Sunt niște mașini. Orice mașină, dacă nu-i mutată, știți foarte bine, se uzează. Inclusiv, nu trebuie să vă dau explicații tehnice sau mecanice ce se întâmplă cu ele. Puteți să-mi explice, să-mi spună cineva, vă rog frumos? Da. Coerent. Dumneavoastră că doamna nu știe cine a cheltuit bani și nu știe cine a câștigat. O să vă punem la dispoziție. Atât de penibil n-am avut răspuns în viața mea. Dacă puteți să ne puneți la dispoziție un contract, nu știu, până la finalul ședinței, dacă se poate. Consilierilor, până la finalul ședinței, o copie a contractului de achiziție. Deci o drăguță, vă mulțumesc. Consorțiu, nu trebuie să vă supărați pe noi. Dacă știam de această cerință, veneam cu tot dosarul achiziției la ședință. În ceea ce privește mașinile voastre, ca o paranteză, dar nu este normal ca cineva care se ocupă de achiziție cu bani europeni, unde există elementul virtual de fraudă, unde există elementul de suspiciune din partea consilierilor locali, să nu știe de unde a luat echipamentul. Vă dați seama. Adică... Bun, răspundeți-mi, scuzați-mă. Îmi place să cred că nu funcționăm cu suspiciune de fraudă în ceea ce privește funcționarea departamentului de achiziții din primăria sectorului 2. Sau înțeleg că această achiziție suscită un interes particular, dar, repet, până la finalul acestei ședințe vă vom pune la dispoziție copia contractului de achiziție. În ceea ce privește mașinile, ele sunt achiziționate, o parte dintre ele sunt la garate, la platforma. Cred că am rămas fără. Urmează până la finalul săptămânii viitoare. Aici, mă rog, o să cer informații de la managerul de proiect. Fac o paranteză. Doamna Modelina Stancu este doamna directora Direcției de Utilități Publice și Mediu, însă
proiectul POIM are o echipă de implementare, un manager de proiect care cunoaște toate aceste detalii. Deci, până la sfârșitul săptămânii viitoare, din cunoștințele mele, se vor recepționa toate mașinile, astfel încât suntem în interiorul calendarului de proiect. Permiteți-mi să vă împărtășesc această informație dintr-o discuție tehnică de astăzi cu echipa de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, singurul proiect din cele 9 finanțate pe POIM, care reușește să se încheie conform calendarului. Deci reușim să facem și achiziția și să înaintăm cererile de plată pentru rambursare. Doamnă, eu vă mulțumesc și sunteți o drăguță cum îmi răspundeți. Vă apreciez pentru diplomația pe care o aveți. Vă reamintesc, din opinia publică, ceea ce este de câteva săptămâni, am achiziționat cineva într-un memorandum milioane de vaccinuri care nu erau necesare. Vă întreb, aceste mașini, dacă nu sunt folosite până într-un an, doi, trei, până când se face licitația cu salvizatorul, ce se întâmplă cu ele? Ce riscuri reprezintă pentru primăria sectorului 2 de a da banii înapoi POIM-ului? Deci sunt niște riscuri. Noi nu avem un salubrizator, luăm echipamentul, nu putem să-l dăm încomodat. Vă răspund imediat, pentru că în mod evident am luat în calcul aceste riscuri. În momentul de față, licitația pe care o cunoașteți cu toții, că a fost lansată procedura acum un an și jumătate, cred, dar așa arată realitatea unor asemenea proceduri de această învergură în România, a avut termen la Înalta Curte de Casație și Justiție pe 15 noiembrie și a fost respinsă cererea noastră, calea excepțională, de a reveni la licitația în forma în care ea a fost lansată, cu modificările ocazionate de modificările legislative de parcurs. În momentul de față, acțiunea se mută de pe rolul instanței de la completul de 3 judecători la completul de 5 judecători de la Înalta Curte. Nu mi-aș fi dorit să brevetăm și o asemenea premieră în jurisprudența în materie de salubritate, dar în acest film ne aflăm. Ce se va întâmpla în situația în care ultima decizie va fi aceea că este anulată procedura de licitație? Nu știu dacă vreți să reluăm întreaga discuție și să spunem și care ar fi motivele anulării. Însă, ce urmează? Că m-ați întrebat ce facem cu mașinile. Deci, cu infrastructura de precolectare, respectiv pubele și unități mobile, ele fac obiectul proiectului de hotărâre aflat astăzi pe ordinea de zi. În ceea ce privește mașinile, nu le vom folosi decât în măsura în care va fi desemnat printr-o procedură competitivă un nou operator. Perioada de garanție este de 8 ani acolo, nu avem situația în care să expire sau nu știu, să nu mai fie funcționale tehnic, pentru că sunt niște vârfuri de gamă, după 3 ani de zile. Eu sper să nu dureze 3 ani de zile și încă o dată am făcut toate aceste evaluări și într-o matrice a riscurilor care este atașată proiectului. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Paradigma acestui proiect este că achiziționăm niște mașini, avem salubrizatori, stăm cu ele pe stoc, care vor, bineînțeles, vor consuma bani, de la stocare până la absolut ce se întâmplă. Îmi cereți un vot în alb pentru ceva ce se poate întâmpla. Iar eu nu sunt aici ales să vă dau dumneavoastră un vot în alb, indiferent cine este primarul acestui sector sau cine visează la POIM, pentru că am atras atenția de la început că acest proiect este total pe o variantă greșită, pentru a încerca să ajutăm un viitor salubrizator care probabil nu are această infrastructură și cu această infrastructură pe baza caietului de sarcini se poate califica la noi în sector să vină ca un salubrizator principal, singurul salubrizator de altfel. Cereți consilierilor să vă spele incapacitatea dumneavoastră cu mâinile lor. Eu nu am cum să votez așa ceva, cum n-am votat nici înainte. Îmi pare rău de infrastructura pe care ați luat-o fixă. Îmi pare rău că poate viziunea executivului a fost în a crea un beneficiu unui terț companie privată decât a crea un beneficiu cetățenilor sectorului 2, așa cum se întâmplă cu alte sectoare. Nu dau culoarea partidului.
pubele îngropate sectorul 3, pubele îngropate în sectorul 6, de ce am eu cunoștință. Dar ne vom întâlni cu acest caz pe modelul vaccinurilor cu siguranță. Cine vrea să voteze, acolo ajungeți. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Feroiu. Doamna Popescu? Da, vreau să întreb și eu, unde sunt depozitate aceste echipamente? Dacă se plătește cumva chirie pe acolo unde sunt depozitate. Și proiectul, doamna City Manager, sună cam așa. Aprobarea demarării procedurii de implementare în teren a infrastructurii. Unde v-ați gândit să implementați în teren această infrastructură? Unde v-ați gândit să implementați în teren această infrastructură? Dacă îmi permiteți, vă răspund eu. Vorbim despre echipamente, despre pubele, care vor fi predate cetățenilor, cei care realizează operațiunea. Toți cetățenii se... 80.000 de cetățeni da. În sectorul 2 vin să preia... Nu vin să preia, mergem noi la dânsii și implementăm în teren. Tocmai asta facem diferent. Vreau să anunț cetățenii sectorului 2 și mai ales asociațiile de proprietari. Și inclusiv la asociații. Să vorbesc. Doriți să dați să faceți un contract de custodie cu ei, ei să țină aceste pupele sau echipamente, nu au cum să le folosească, iar peste 3 ani de zile vor răspunde ei de aceste echipamente pe care dumneavoastră n-ați pus în stare să le depozitați sau să le achiziționați exact la momentul respectiv. Ele se vor implementa în timp, procedura va începe anul viitor. În ceea ce privește contractul, dacă îmi permiteți, este public și este pe site-ul sectorului 2 la secțiunea contracte. Deci noi să le dați la asociațiile de proprietari, da? Cu contract de custodie, da? Cetățenilor sectorului 2, beneficiarii serviciului de salubrizare. O să organizăm, există forma legală, proces verbal de custodie. Și tocmai această procedură, despre această procedură vorbim. Aici am vrut să ajung. Anunț cetățenii sectorului 2 să nu facă cumva asemenea tâmpenie, să-și ia în cârcă o incapacitate a primăriei sector 2. Bun, mulțumesc. Vreau să vă anunț ceva, că poate nu sunteți... M-auziți? M-auziți, vă rog? Da, doamna Feroiu. De plată, clar. Aude pe sistem sau mă aude cât eu? Bun, e perfect. Da, vă anunț ceva. O să vreau și eu, vă rog frumos. După doamna Feroiu. Vă anunț ceva. Cetățenii sectorul 2 sunt disperați să găsească spații unde să ia aceste lucruri. Nu aveți în primul rând spații. Spații n-aveți. Deci dumneavoastră ați luat ceva fără să identificați, de fapt, în teren unde anume le puneți. Este un proiect în mandatul trecut depus de PNL, da? În care să dea o subvenție pentru cine își achiziționează pubele. Întâmplător, nu l-ați implementat pe acela, le-a luat pe acesta. Știți de ce s-a blocat acel proiect? Nu se identifică spații. ADP-ul este efectiv disperat că sunt aici, domn director, în spate, să găsească spații. Că nu se poate, ele, în mod normal, ar trebui ca pubelele, mă refer la tubulare, să dispară și ar trebui să fie niște spații, să nu să fie îngropate sau nu sunt conform normelor. Sau, de obicei, de vor să le pună pe spații verzi. Întrebați pe colegii de la ADP, când spuneți asemenea, o las pe doamna City Manager să corecteze ce a spus dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Feroiu. Doamna Tudose? Bun. Încerc să răspund prima dată observațiilor doamnei consilier Popescu. Infrastructura va fi distribuită către asociații de proprietari și către cetățenii care locuiesc la case. Un proiect similar al colegilor de la sectorul 6 a stipulat asta încă din faza în care a fost înaintat. Și anume, mapate 8.000 de puncte pentru asociațiile de proprietari în care urma să fie distribuită această infrastructură de precolectare. Faptul că nu există spațiu aici, facem niște confuzii. Acele unități în care vor sta pubelele sunt echipate exclusiv pentru fracția uscată, motiv pentru care nu ne mai confruntăm cu situația în care trebuie să le ducem la mai mult de 10 metri de bloc pentru că avem pentru că avem deșeu menajer care curge și așa mai departe. Ce vreau să spun cu acest lucru, ca să nu explic în cuvinte foarte multe, este că aceste unități mobile sunt prevăzute pentru a fi amplasate inclusiv în spațiile din jurul blocului, cu acces astfel încât să nu fie blocate locuri de parcare, cu acces pentru asociație, pentru femeia de serviciu, dacă
aveți curiozitatea să le vedeți cum arată, veți vedea că ele au inclusiv fante de compactare pentru plasticul pe care îl strângem și munții de saci de gunoaie, de saci galben de fracție uscată pe care avem în acest moment în sector. Rugămintea este să nu încercăm să aruncăm asupra unor eforturi care, în mod absolut paradoxal, sunt apreciate la nivelul Ministerului, apropo de modul în care s-a implementat acest proiect, să nu încercăm să aruncăm niște suspiciuni asupra unui proiect care, încă o dată, a fost apreciat ca fiind cel mai performant dintre cele 9 proiecte depuse. Și aș vrea să fac o completare, pentru că, dacă vedeți, ne-am asumat cu responsabilitate și cu maximă transparență absolut toată corespondența cu Ministerul Fondurilor Europene și cu autoritatea de management responsabilă pentru acest program, încă din faza de elaborare, și dumneavoastră știți foarte bine acest lucru. În documentația pe care ați avut-o atașată proiectului este și un punct de vedere al Ministerului care formulează un titlu de recomandare de a nu fi distribuită infrastructura, asupra căruia ni s-a comunicat astăzi într-o întâlnire oficială la minister că va reveni ministerul. Depozitarea. Ca să mergem cu proiectul înainte. Depozitarea lor, doamna. Depozitarea. Depozitarea nu se plătește în momentul de față, este pe un teren al sectorului 2 cu ajutorul colegilor de la ADP. Am contractat exclusiv servicii de pază pentru că avem nevoie ca infrastructura. Adică cheltuim bani. Aici voiam să ajung. Dacă nu am aduce acest proiect în atenția dumneavoastră pe ordinea de zi, varianta este să cheltuim în continuare și la anul și anul următor bani ca să depozităm această. Nu puteți să le implementați. În cât timp credeți că încheiați acele contracte de custodie cu asociațiile de proprietari și cu cetățenii sectorului 2, vă 280.000 de cetățeni? Sunt 2500 de asociații plus cetățenii care sunt la case. Nu o să fie contract cu fiecare cetățean. În primul trimestru al anului viitor, dacă ne ajutați să ducem mai departe acest proiect. Bun, mulțumesc. Un spațiu al ADP-ului, nu știu, n-am înțeles. Le-a luat domnul director, le-a luat cumva cu proces verbal. Alea nu sunt trimite așa pe teren, le aruncăm, că sunt niște bani, niște bani. Cum le-ați preluat mea asta ADP-ul? Avem o procedură internă în acest moment prin care avem o depozitare temporară cu pază a acestei infrastructuri în perspectiva în care ea urmează să fie mai... Cine le-a preluat, doamna Sitimene? Cine a preluat? Cineva? Trebuie să răspundă de acele echipamente. Vă rog, care? ADP-ul? Vă rog, nu, Direcția Administrativă din Primărie le-a preluat. Direcția Administrativă? Acum sigur? Este sediul materiei. Foarte. Aveți un proces verbal, ceva? Evident că avem. Să ne puneți nou la dispoziție? Absolut. Ok. Până la sfârșitul ședinței. Vă rog tare mult. Bun, mulțumesc, doamna Popescu. Domnul Vaspuș, după care domnul Feroiu. Deci vreau să intervin și eu scurt. Scurt, că urmăresc și problemele legate de salubrizare din mandatul trecut și am și avut o oarecare contribuție în zona aceasta. Este o schimbare de paradigmă și aș vrea să-i răspund domnului Feroiu. Este o schimbare de paradigmă pentru că aceste bunuri sunt bunuri ale serviciului. Deci ceea ce s-a achiziționat reprezintă bunuri ale serviciului și autospecialele și infrastructura de colectare. Servici, care serviciu, domnul? Ale serviciului de salubrizare, da? Care este un serviciu... Noi nu avem contract niciun... Stați o secundă, da? Deci avem o legislație a serviciilor publice, da? Avem legea 51, avem legea 101 a serviciului de salubrizare. Și este o schimbare de paradigmă pentru că față de ceea ce s-a întâmplat până acum și eram obișnuiți în care operatorul vine și pune la dispoziție infrastructura, acum această infrastructură este achiziționată și este patrimoniu al serviciului. Asta înseamnă că orice operator va veni, va putea să o folosească, da? Și este în beneficiul UAT-ului acest lucru, deci nu este în beneficiul vreunui operator. Pentru că asta va scădea presiunea asupra unei licitații pentru delegarea serviciului și va face să... Acum, doamna City Manager, s-ar putea să fie anulată licitația. Doamna Popescu, până începe o nouă licitație, mai durează încă 5 ani. Ce faceți cu echipamentele respective? Doamna Popescu, vă rog să mai facem un dialog. Vorbim pe rând.
Și ridică mâna. Tocmai aici cred că este al doilea punct important. Faptul că în sfârșit avem o evoluție la nivelul infrastructurii, faptul că o să avem acea infrastructură pentru colectare separată, da, pentru reciclabile, care să facă aceste fluxuri civilizate, adică să nu mai avem munți de saci, ci să avem un loc civilizat unde să le depozităm și de unde să fie ridicate civilizat, este în avantajul serviciului, este o evoluție. Pentru că altfel putem să stăm după aceste proceduri și după modificările legislative care le invalidează și după contestațiile operatorilor an întregi fără să nu avem nicio evoluție. Faptul că avem o infrastructură mai bună este o evoluție. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule. V-ați spus, domnul Feroiu? Domnul, v-ați spus și știți că vă apreciez în mod deosebit pe teme de infrastructură și vă mulțumesc. Dumneavoastră mi-ați vorbit acum într-un caz ideal. Și vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Ideal, ceea ce a spus dumneavoastră, așa este. Realitatea face că noi suntem în paradigma în care nu avem operator, în care dumneavoastră vreți să treceți patrimoniul, pubelele, la cetățeni. Ce se întâmplă dacă se distrug pubelele? Cine răspunde pentru ele? Unul la mână. Am și o întrebare din proiect. Dacă dumneavoastră, pentru că sunteți un om, o parte salubritate, le știți, eu întreb de proiect în sine. Care sunt indicatorii de atins în proiect pentru infrastructură, indicatorii proiectului, că Uniunea Europeană ni le dă și spune, bă, în perioada de atâta timp trebuie să faceți nu știu ce, îți dă mașinile și spune, bă, în perioada de atâta timp trebuie să colectați cu el atâta ce. Atâta. Atingem aceștia indicatori în proiect, se reîntorc banii la bugetul local. De aceea, îmi mențin părerea, încă o dată, dacă nu vreți să avem un nou caz Voiculescu în sectorul 2, dragi consilieri de la PNL, PSD, USR, PMP, mai bine vă abțineți. M-am abținut de la început. Nu împotriva infrastructurii, ci împotriva cum ați implementat acest proiect. Împotriva faptului că deja vă gândiseți dinainte la proiect ce o să cumpărați. Despre asta e vorba. Că în teren dumneavoastră nu știți unde le dați, ce faceți cu patrimoniul, ce faceți. Vrem procesele verbale. Vreau să văd acel domn director pe la administrativ care își asumă patrimoniul acestei pubele și ce se întâmplă cu ele dacă se deteriorează, ce se întâmplă cu mașinile dacă se fură, bine, și le plătește firma de pază, să nu spuneți, pe bune. Faceți cum vreți, eu țin la familia mea, eu vă spun de pe acum, n-am cum să votez, v-am atras atenția de la început. Și atunci țineți foarte bine, vă susțineam necondiționat proiectele domnului primar, necondiționat, deși nu merită. Nu merită. Și n-a meritat nici atunci. V-am spus că așa ceva se va ajunge în punctul în care suntem azi. Eu vă urez mult succes. Mult succes. Gândiți-vă că luați o decizie politică fiecare dintre voi pentru cineva și e normal, doamnă director, să vă felicite ministerul. E normal. Ei arată bună practică, ați absorbit toți banii, pe absorție bugetară la Bruxelles totul dă bine pentru guvern, PNL, PSD, USR, nu contează guvernul și eu v-aș felicita. Bună practică pentru dumneavoastră, pentru că una este, vorbiți cu un om care a mai scris proiecte la viața lui, știți? Când era Pozdru, de mult v-am mai povestit personal, eram între studenții care scria pe Pozdru. A apărut Pozdru. În România sunt trei primii studenți care a scris, student fiind. Dar indicatorii aceia trebuie să aibă niște limite în care trebuie atinși. Și noi nu o să-i atingem nici dacă ne dăm de trei ori peste cap și ne facem șoară și frumoasă și cum considerați dumneavoastră. Realitatea. Dacă vă luați angajamentul, să vedem cine și-a răspunderea asta. De asta vă spun. Faceți cum considerați. Nu vreau să sperii pe nimeni, fiecare face ce e mai bine pentru el. Eu mi-am încheiat orice discurs pe această temă. Puteți să mă atacați, să mă înjurați, să faceți ce vreți. Eu v-am dat un sfat. Mulțumesc, domnule Feroiu. Doamna Tudose, am văzut că vrea să răspundă la această întrebare de la domnul Feroiu, după care o să supunem la vot. Mai am o ultimă precizare și n-aș vrea să fac o observație cu caracter politic, însă în acest moment, practic, ne solicitați să explicăm cetățenilor sectorului 2 că nu merită o infrastructură de colectare selectivă mai bună pentru că se expun unor riscuri pe niște considerente pe care le invocăm acum într-o argumentație, de dragul argumentației. Revin la indicatorii de proiect. Indicatorii de proiect pentru că reprezintă un proiect de achiziție de infrastructură de colectare selectivă sunt reprezentați pe unitățile pe care le-am precizat mai devreme, de numărul de echipamente achiziționate, la pachet cu scenariul în care în sectorul 2
va exista, și acesta este un angajament al acestei echipe, că va exista un serviciu de colectare separată pe 4 plus fracții uscate plus o fracție umedă. Ceea ce se întâmplă în momentul de față nu este decât pregătirea cetățenilor pentru a trece de la o colectare pe 2 fracții cu fracție uscată amestecată la o colectare pe 4 fracții atunci când vom avea și contractul de atunci când vom avea și procedura competitivă pentru selecția unui operator care să folosească și flota. Până atunci, cetățenii pot să folosească liniștiți infrastructura de precolectare pentru fracția uscată, să nu mai avem acei munți de saci. Mulțumesc, doamna Tudose. Supun la vot. Deci, până la urmă, totuși, unde le avem depozitate? Știți adresa, domnul director de la ADP? Doamna Popescu, vă rog data viitoare să ridicați și mâna. Doamna Popescu? Aceeași întrebare, insist. Unde sunt depozitate? Am înțeles. Doamna Tudose? La mine, în Drobeta, nu. Domnul director de la ADP, unde? Domnul Drugău, ne puteți spune? Bună seara. Sunt depozitate la... pe un teren administrat de sectorul 2 în Bistricioara. În aer liber? Evident că în aer liber, da. Bun așa. Mai apucă să ajungă la asociațiile de proprietari? Doamna... Chiar o să fim foarte atenți. Bun. Supun la vot proiectul numărul 17. Vă rog să dați drumul la vot. Votul meu este împotrivă, nu mi apare. N-am înțeles cine a vorbit. Emilian Calotă sunt, votul meu este împotrivă. Ah, mulțumesc, domnul Calotă. Doamna Catone? Doamna Catone? Favorabil. Ok. Domnul Ferraru, apăsați și pe butonul de trimitere? Și mai e și doamna Iordache. Domnul Ferraru? Bun, doamna Iordache? Bun, închidem votul, dacă... Nu. Închidem votul cu 13 voturi pentru, 8 împotrivă, 4 abțineri și... un vot neexprimat, proiectul a fost aplicat. A fost respins, scuze. Bun. Mă scuzați, dacă sunt din ce număr eu, Radu Mihai, sunt primarul. Da. Din ce număr eu, sunt 25 de voturi exprimate și 13 pentru. Aș dori o clarificare. Domnul primar, sunt prezent și ei mai mulți. N-au votat. Dacă în acest... Nu știu să numărați. Domnul Ferăuiu, două secunde. Sunt 26 de... Din 25 reprezintă majoritate. Sunt 25 de voturi în total exprimate. Da, sunt 25 de voturi, sunt 25 de voturi exprimate. Din 26 prezenți. Domnul primar, sunt prezenți 25. Din 20... 26 prezenți. Jumătate plus 1 înseamnă 14 voturi. Și au votat 13 pentru. Nu, 13. Magda Catone a... Aș dori o clarificare, mulțumesc. 13. Magda Catone și-a exprimat votul verbal. Ținând cont de faptul că o persoană poate să spună că n-a dorit să voteze, dar nu se poate dacă ea n-a avut timp să voteze și nu a fost așteptată să voteze, să-i se considere votul ca fiind împotrivă. Poate dacă persoana spune că nu dorește să-și exprime votul, atunci ar putea fi. Domnul primar, nu, singura persoană care nu a răspuns este Izabela Iordache. Atât. Restul și-au exprimat votul.
Și doamna Izabela Iordache a avut timp să voteze? Adică a avut timp, am strigat după dânsa 3-4 ori. Pe vot, ce facem? S-a închis votul? Domn președinte, s-a închis votul? Da. Mulțumesc. Întrebarea este dacă a fost prezentă sau nu. A fost prezentă, dar nu și-a exprimat votul. Probabil nu este la calculator. Am strigat de 3 ori. Domn președinte, vă solicit să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Că nu ne târguim pe vot. S-a închis votul? Vă rog să trecem la următorul punct. Da, probabil Izabela n-a vrut să voteze sau ceva de genul acesta pentru că nu și-a exprimat votul. Aș dori o clarificare din partea executivului. Dacă dorește cineva să răspunde domnului primar, doamniță? De la doamna secretar general aș dori o clarificare. Așa cum s-a constatat în sală, votul a fost închis și nu s-a mai stăruit pentru a încerca să aflăm care sunt motivele pentru care doamna Izabela nu și-a exprimat votul. Nu pot relua procedura de apelare a prezenței pentru că s-a făcut inițial și a fost declarată prezentă la toate celelalte proiecte. În acest context nu mai pot relua votul, nu mai pot cunoaște motivele pentru care doamna Izabela nu a votat și în raport de această situație, rezultatul votului este cel anunțat de domnul președinte. Putem să o întrebăm dacă doriți pe doamna Iordache, deci nu a votat. Eu vreau doar să înțeleg votul, cum s-a întâmplat. Mulțumesc mult. Dacă a fost constatat, a fost constatat. Mulțumesc mult. Bun, trecem la proiectul numărul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea plafonului maximal pentru anularea sumelor mai mici de 40 de lei, cu care contribuabilii figurează datori către bugetul local al sectorului 2, ca total al creanțelor fiscale la data de 31 decembrie 2023. Vă rog să dați drumul la vot. Da, acum a votat. A votat imediat. Doamna Catone și domnul Pellegrini? La mine nu apare. Votez favorabil, Magda Catone. Bun, și domnul Pellegrini? Domnul Pellegrini? Bun, închideți votul cu 26 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 19. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru 2023 în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii. Vă rog să dați drumul la vot. La mine nu apare. Votez favorabil. Magda Catone. Mulțumesc. Doamna Iordache, domnul Nedălcuț? Vot favorabil din partea mea. Mulțumesc. Doamna Iordache? Doamna Iordache, bun, mulțumesc. Închideți votul cu 26 de voturi pentru proiectul a fost aprobat. Mi-a prins și mie monitorul că nu mai văd. Gata. Gata, s-a lăsit. Bun. Punctul numărul 20.
proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de zăpezire și combaterea poleiului aferente programului de zăpezire pentru iarna 2023-2024, tarifelor modificate practicate pentru operațiunile specifice activității de curățare a căilor publice și încheierea actului adițional numărul 71 la contractul pentru achiziția serviciului de salubrizare în sectorul 2, numărul 11128 din 25-10-1999, cu modificarea și, și completările ulterioare. Dacă nu se întrebări, vă rog să dați drumul la vot. Doamna Catone? Magda Catone, favorabil. Domnul Pellegrini? Doamna Nedălcuț? Domnul Pellegrini? Domnul Pellegrini? Domnul Pellegrini? Da. Favorabil, favorabil, nu mi-a apărut vot. Bun, închideți votul. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru menținerea echilibrului contractual, constând în actualizarea suprafețelor cuprinse în anexa 2 la caietul de sarcini, aria delegării și modificării tarifelor practicate pentru operațiunile de curățenie aferente contractului numărul 99.349 din 30.05.2023 privind delegarea serviciului de salubrizare a suprafețelor din domeniul public al sectorului 2 al municipiului București și nu fac obiectul contractului numărul 1128 din 1999. Vă rog să dați drumul la vot. Doamna Chirilă, bun, mulțumesc. Închideți votul. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiectul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general sectorului 2 al municipiului București la 30.09.2023. Vă rog să dați drumul la vot. Doamna Lenza. Doamna Popescu. Bun, închideți votul. Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă și 8 abțineri, proiectul a fost aprobat. Punctul 23. Proiect de hotărâre pentru instituirea taxei de reabilitare termică la nivelul sectorului 2 al municipiului București, respectiv aprobarea regulamentului privind instituirea taxei de reabilitare termică și modalitatea de recuperare a sumelor avansate de către sectorul 2 al municipiului București pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a proprietarilor, asociațiilor de proprietari și modalitatea de întocmire a dosarelor pentru categoriile de proprietari prevăzuți de lege de la care nu se recuperează cota de contribuție proprie. Vă rog să dați drumul la vot. Noi rămânem consecvenți, Partidul Social. Am ridicat mâna, domn președinte. Mă scuzați, n-am văzut, doamnă. Rămânem consecvenți în ceea ce privește această taxă cerută cetățenilor sectorului 2. Și așa cum știți cum e, eu stau într-un bloc, da? Se reabilitează acum cu taxă și vecinul meu care n-a plătit nimic. Păi unde suntem? Suntem cetățeni diferiți? Așa că noi nu o să votăm nici de data aceasta implementarea acestei taxe. Rugămintea mea este votez abținere. Am înțeles, domnul Săftoiu. Eu aș vrea, acest proiect, încă o dată, v-am mai spus, cu segregarea cetățenilor din sectorul 2, care până în prezent nu au primit, unii dintre ei au plătit taxa, unii nu au primit, unii au plătit taxă. Nu am cum să votez această taxă, pentru că
La nivel guvernamental, noi facem anumite demersuri pentru a se schimba această ordonanță și astfel încât în limita fondurilor disponibile să se poată schimba și să se poată această taxă să o suporte UAT-ul. În schimb, nu am văzut de la domniile voastre, care sunteți și dumneavoastră cu parlamentari în Parlamentul României, și aici mă refer la USR și sincer nici la PSD, care să facă o asemenea demers. Nu este normal ca cetățenii sectorului 2 să fie constrânși de această taxă, să li se reabiliteze blocul înainte sau după. Foarte multe blocuri, deși erau pe lista de așteptare, printre primele care trebuiau să intre în viitoarele pachete reabilitare, pentru că nu au făcut 50% plus 1 și să strângă acești bani pentru această taxă, și-au pierdut rândul. Nu este normal să facem acest lucru. În continuare, dacă doriți să impuneți taxe cetățenilor sectorului 2, da, știu, domnul primar o să-mi spună, conform legii, conform... Dar domnul primar, când s-a dus, că a avut o problemă cu codul urbanismului, s-a zbătut, fiind un subiect politic în Parlamentul României. Când e vorba de cetățenii domniei sale și vrea să le ia banii, nu se mai zbate. Îl anunț că noi facem demersul în acest sens. Îi mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Feroiu. Două secunde, doamna Badea. Vă rog să și votați în acest timp. Și doamna Cosima, am văzut că avea o mână ridicată. Bună seara! Mă auzit? Da, vă auzim. Ok. Aș dori să aduc niște argumente acestui proiect și să fie toată lumea conștientă de faptul că nevotând acest proiect, care de fapt transpune o legislație națională în plan local, riscăm niște fonduri structurale pe POR, PR, mai nou, care cer cofinanțare din partea asociațiilor de proprietari între 2 și 27% și totodată cer un mecanism de recuperare aprobat prin Consiliul Local. Atât am dorit să ridic puțin această problemă ca să fie toată lumea conștientă de riscuri. Am înțeles, mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Badea, vă rog să și votați în timpul acesta. Cine mai trebuie? Domnul Feroiu vorbește de discriminare, de netratarea tuturor cetățenilor la fel. Aș vrea să aduc în fața dumneavoastră și următoarele aspecte. Vorbim despre cetățenii sectorului 2, proprietari de locuințe private, cărora autoritatea locală le finanțează unora 100%, altora 90% din reabilitarea termică a locuințelor. Deci nu este vorba că pe banii cetățenilor se fac lucrurile astea, ci pe banii tuturor cetățenilor se reabilitează termic anumite locuințe private. Deci vorbim de oamenii care stau la blocuri. Și mai există și o categorie de oameni care locuiesc la case și pentru care autoritatea locală nu finanțează absolut nimic. Nu înțeleg de ce domnul Feroiu nu este supărat și din motivul acesta. Mulțumesc! Bun, două secunde să terminăm cu votul. Nu vreau întreb la replică, domnul președinte. Două secunde, pentru că să termine timpul. Că nu e nicio problemă, mai pun o dată. Nu e ca și cum s-ar fi terminat dezbaterea, adică pe bune. Doamna președintă, doamna secretar, nu e ca și cum s-ar termina votul, dacă se termină timpul. Nu vine a noastră, nu se termină timpul. Votul e dezbatere. Bun, spuneți, domnul Ferreira. Doamna consilieră Badea, să știți că cetățenii sectorului 2 își reabilitează blocurile din banii lor, din taxele și impozite. Nu veniți dumneavoastră de acasă cu ei. Că a spus că dumneavoastră să-mi puneți 90%, că primăria pune. Nu pune primăria, sunt taxele și impozite locale care se strâng. Ca să înțelegeți cum funcționează administrația asta. Iar aia de 100% e vorba de POR, PNRR. Acolo a făcut a doua segregare a sectorului, în care au știut decât unii să-și depună proiectele. Unii. Primul venit, primul servit. Păi cine vă crede, doamnă, primul venit, primul servit, că știu că nu plătesc 10%? Pă bune? V-am cerut lista cine e pe POR. Mi-ați dat-o la un moment dat. V-am spus cum au fost anunțați. Păi am dat un anunț și cine a știut a venit. Nu crede nici dracu treaba asta. Deci, atenție, cetățenii își reabilitează din banii lor blocurile. Când o să veniți dumneavoastră de acasă cu bani pentru un bloc,
Da, din banii dumneavoastră sau ai primăriei. Dar să înțelegem acest aspect. Suntem aici în slujba lor, nu ca să spunem că le dăm bani. Mulțumesc. De acord, din banii tuturor cetățenilor se reabilitează locuințele unor cetățeni. Tuturor, doamnă, la final de, de la final de program. Tuturor. Unor cetățeni. Dacă îmi permiteți, mie să iau cuvântul. Domnul primar, da. Da, bună ziua. Primarul Radu Mihansen. Câteva lucruri aș vrea și eu să spun. În completarea celor spuse de doamna Badea, vreau să atrag atenția că legea nu permite reabilitarea termică a caselor, deși avem 30.000 de case în sectorul 2. Acestea nu beneficiază de niciun fel de program pentru că nu permite legea. Cu toate acestea, acești oameni plătesc și ei taxe și nu beneficiază de înveloparea termică a caselor pentru că nu permite legea. Asta unul la mână. Doi la mână. Avem o lege dată de guvernul PNL-PSD de implementarea programului operațional regional. Acest program operațional regional prevede cofinanțare. Cine nu are o taxă de cofinanțare, nu poate să aplice la TOR. Deci nu poate obține fonduri europene dacă nu are un program de cofinanțare și de recuperare a taxelor. Acest program se deschide în curând și primăria sectorului 2 are nevoie să fie pregătită pentru a putea depune proiecte. Ne-am făcut toate temele în așa fel încât să obținem cele mai mari punctaje pentru fiecare din bloc, din blocurile existente. O parte din punctaj este dat de cofinanțarea primăriei și aici am pus valoarea maximă prevăzută de lege. O altă parte din punctaj este dată de cofinanțarea asociației de proprietari. Dacă nu există mecanism de colectare a acestor, acestei cote de cofinanțare, nu putem aplica pe POR. Deci, în acest moment, dacă dumneavoastră nu votați acest proiect, înseamnă că privați cetățenii sectorului 2 de a obține bani nerambursabili de la programul operațional regional. Și o faceți asta din considerente pur politice. Pentru că avem, încă o dată, am explicat, doar cei cu venituri mari plătesc și plătesc sume care sunt între 65 și 90 de lei pe lună. Și cei care sunt cu venituri mari, venituri mari însemnând ca o familie de 4 persoane, mamă, tată, 2 copii, să aibă venituri de 19.000 de lei pe lună, din care dumneavoastră îmi spuneți că este incorect să plătească 70-80 de lei pe lună pentru reabilitarea blocurilor. Mie mi se pare o gargară politicianistă această abordare și privează sectorul 2 de obținerea fondurilor europene care se vor deschide în primăvară. Deci, încă o dată, aș vrea și eu să înțelegem cu toții că e o diferență între a face gargară politicianistă și a spune că se lucrează la ceva și nu știe nimeni că guvernul a dat cofinanțare pentru POR, dar e bine că domnul Ferreu lucrează acolo. În schimb, guvernul din care fac parte partidele dumnealui a dat această cotă de cofinanțare. Încercăm să o respectăm. Facem exact așa cum spune guvernul, în beneficiu cetățenilor sectorului 2. Deci vă rog frumos, haideți să lăsăm textele astea și să votăm ce este important pentru cetățeni, nu doar ca să punctăm politic lucruri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar. Domnule Ferroiu? Domnule Ferroiu, să știți că v-am luat... scuzați-mă, m-am făcut Ferroiu, ferească-mi. Domnule primar, vă rog să mă scuzați. Când vorbesc, mă antrenez, spune domnul coleg, exact, are dreptate. Domnule primar, aveți dreptate. Să știți că din punctul ăsta de vedere am căzut de acord și anume că privați, privăm pe cei cu case de anumite drepturi. Dar să știți că dumneavoastră continuați. În ultima perioadă îi privați și de, și de locurile de parcare, că le puneți tâlpișori în fața caselor de oamenii săraci și cocoțează mașina pe casă, că n-au curți mulți dintre ele. Deci, din punctul de vedere al privării de, de anumite drepturi, să știți că sunteți în exact aceeași înțelegere cu mine. Doi la mână, să știți că n-am două partide, trei, că dacă aveam două, trei partide, cred că eram bogat, n-am decât un singur partid, nu este nici politicianist. Vă spun siguranță că nu este normal ca până în prezent cetățenii sectorului 2 să nu plătească această taxă,
și n-au plătit-o, chiar de azi înainte cineva să plătească. Dumneavoastră veniți și îmi spuneți pe o metodă persuasivă, știți ceva? Haideți să vă întreb ceva, pe fiecare din sală. Dacă vă dau în mână 200 de grame, vi se pare mult? Dar dacă vă dau în mână 200 de grame timp de 365 de zile, vi se mai pare la fel? Dumneavoastră a spus 90 de lei. Păi sunt 90 de lei, doamnă, sunt vreo 10 milioane pe an. Ori 10 ani, sunt 100 de milioane. Sunt 2000 de euro. Spuneți de fapt cât costă taxa reală, 2000 de euro. Nu spuneți 90 de lei pe lună ca și cum n-ar fi o problemă pentru o familie. 10% din valoarea reabilitării. Asta 10%? Cu cât reabilitați metru pătrat extra? 10% din valoarea reabilitării. 10%. Dacă reabilitarea, dacă reabilitarea costă 20.000 de euro... Păi da, la 300-350 de euro este cota aparte pe care o plătește cetățeanul. 300-350 de euro metru pătrat desfășurat la cât reabilitați dumneavoastră, domnul primar? Domnul primar, acolo iese. N-am zis greșit. 300-350 de euro metru pătrat desfășurat cât faceți dumneavoastră cu tot, să știți că acolo ajungem. Asta e suma, nu vă mint. Știți că eu am prost obicei să nu mint. Asta e prostul meu obicei, spun lucrurilor pe nume, că vă convine sau că nu vă convine. Deci spuneți că, de fapt, deci, vreți să le luați 2000 de euro, nu? Care câștigă 4.000 de euro pe lună, este o problemă să plătească 2.000 de euro primar, de 10 ani. De când dumneavoastră măsurați cât câștigă familiile din România? Doamnă, domnul primar, acei oameni muncesc pentru banii ăia, nu-i fură. Institutul nu-i Național fură. De Statistică Publică. Nu-i fură. Sunt banii lor, ai familiei lor. 60 de lei cu până la copilul ăla, dar ai treaba lui ce face. Puteți să-l verificați dumneavoastră? Și să vedeți că atâta e. Domnule primar, dumneavoastră numărați banilor care muncesc în România. Ce vă interesează dumneavoastră ce face omul ăla cu banii lui? Poate să câștigi 10.000 de euro. M-aș bucura ca fiecare bucureștean să câștigi 10.000 de euro. Mulțumesc. Și eu. Domnule Feroiu. Domnul Mihai, mai aveți ceva de adăugat? Nu mă auzi. Nu, aș dori încă o dată să rog toți consilierii să se gândească că este foarte, foarte important să atragem aceste fonduri europene. Sunt oameni care au muncit pentru ca fondurile să poată fi atrase și, din punctul meu de vedere, este un lucru foarte, foarte clar și foarte, foarte simplu. Mulțumesc mult! Am înțeles. Mulțumesc. Domnul Nedelcuț? Bună ziua! Simt nevoia să reexplic proiectul domnului Feroiu. Că pare că n-am prea înțeles exact care este scopul taxei. Pe scurt, da? Pe scurt, vă rog. Păi, s-a încercat explicația pe scurt și tot spune lucruri false care n-au legătură cu proiectul. Și acum mă întreb dacă ar fi oare nevoie să recitim tot referatul de aprobare împreună ca să nu mai spunem lucruri false, da? Bine, ok, pe scurt, o să dau un răspuns punctual la o afirmație a dânsului, da? Care a spus că numărăm banii cetățenilor și judecăm cetățenii în funcție de ce bani stăm noi să le numărăm. Da? Nu noi numărăm, da? Deci proiectul acesta spune că cetățenii sunt eligibili pentru a avea subvenționată taxa dacă au venitul mediu per membru de familie sub venitul mediu pe economie. Venitul mediu pe economie este o statistică națională oficială a administrației publice din România, da? Noțiunea că există un venit mediu în România și că unii oameni câștigă mai mult decât venitul mediu și unii oameni câștigă mai puțin decât venitul mediu, nu este număratul banilor din casa al oamenilor. Nu vine să cred că e nevoie să explicăm ce înseamnă să câștigi peste medie versus sub medie. Domnule Nedelcuț, okay. Nu v-am permis să mă întrerupeți. Vă rog frumos să dar riscați să vă faceți de râs și vreau să vă... Domnule președinte, vă rog frumos să-mi permiteți domnului Feroiu să mă întrerupă. Că eu nu l-am întrerupt pe el. Mai devreme când a trântit un proiect cu argumente despre un alt proiect, da? Eu nu l-am întrerupt pe domnul Feroiu astă seară când a spus multe prostii la alte proiecte. Vă rog frumos, haideți să vorbim pe rând și să și scurtăm timpul pentru această discuție. Domnule Nedelcuț, spuneți ce aveți de spus, după care dăm drumul la vot. Mulțumesc. Deci, proiectul oferă posibilitatea ca administrația locală să subvenționeze această contribuție pentru românii cu venit sub venit per membru de familie, sub venitul mediu pe economie. Prin definiție, aceștia sunt oameni cu posibilități materiale mai scăzute. Este o măsură de ajutor pentru oameni cu posibilități materiale mai scăzute. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Nedelcuț. Domnule Nedelcuț, vă mulțumesc. Am luat act de ce mi-a spus.
Este o măsură socialistă, domnule, comunistă. Tot numărați banii când vedeți venitul aluia. De asta v-am spus. Noțiunea de numărat banii și de cât de veniturile cuiva. E vorba de egalitatea cetățeanului. Fiecare om din Bucureștiul ăsta, că stă în Colentina sau că stă în Patra Luminoasă, într-un apartament, indiferent cât câștigă, are aceleași drepturi. Aceleași drepturi. Aici trebuie să ajungem, la principiul la principiul de drept. Acela al liberalismului pe care dumneavoastră îl spuneți, pe care îl exprimați doar într-un socialist de stânga deșanțat. Mulțumesc. Noi respectăm legea, domnule Feroiu. Dumneavoastră propuneți să nu se respecte. Domnule primar, era pentru domnul Nedelcuț, dacă nu mă înșel. Nu, e ok. Am înțeles. Sunt de acord cu domnul Feroiu, în sensul că consider că s-a exprimat corect și bine de data aceasta. Înțeleg ideea politică a dânsului. Îi urez succes cu ea. Vă mulțumesc și eu dumneavoastră. Bun, vă mulțumesc tuturor pentru intervenția noastră. Supun la vot proiectul, de fapt continuăm votul pe proiectul numărul 23, pentru că a fost întrerupt datorită dezbaterii. Păi nu, s-a întrerupt din cauza, au început să discuțiilor, pentru că au intrat dezbaterile, s-a întrerupt. Domnul Nedelcuț și domnul Niculescu? Vot favorabil. Mulțumesc, domnul Nedelcuț. Domnul Matei Silviu, apăsați și pe trimite. Domnul Matei Silviu? Pentru. Domnul Matei Silviu, nu? Bun, atunci închideți votul. Cu 14 voturi pentru, 8 împotrivă și 4 abțineri, proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local, reabilitare sistem rutier, strada Azotului, sector 2, București. Da, domnul Ferru. Domnul Alexandru Dinu, mă bucur că sunt și domnii de la ADP aici, în sală. Trebuie să vă anunț, așa cum am anunțat și la Comisia de Buget Finanțe, și n-am făcut absolut deloc un secret din acest lucru, că aveam noi o glumă cu domnul Ales, cu barda în gură, țineți minte, de la Comisia de Buget Finanțe, dar în stadiul acela suntem. Acest stâlpișor pe care dumneavoastră îi puneți și creează un disconfort, mai ales oamenilor care stau la casă, să știți că, să nu mai spun de mulți oameni care nu mai au unde să parcheze mașina. Înțeleg că dumneavoastră spuneți când veniți cu legea în față și veniți cu un deviz tehnic aprobat de Comisia de Circulație. Noi vrem să vă sprijinim aceste reabilitări, noi ca și liberali, suntem pentru investiții în sectorul 2, dar ceea ce faceți dumneavoastră creează mai mult disconfort decât faceți bine. Pentru că până la urmă s-ar putea să avem o revoltă și nu suntem departe de acest moment. Să vă spun ca un om care iese în stradă, care mai vorbesc cu oamenii. Știu, v-am cerut în Comisia de Buget Finanțe să-mi veniți cu avize. Și mi-ați adus 3 avize pe care le aveți la dumneavoastră. Le-am studiat înainte, în care primul aviz era neluat, neavând stâlpișori, dar avea locuri de parcare. Al doilea era respins de la Comisia de Rutieră, dar n-avea stâlpișori, dar avea mai păstrați în locul de parcare, după care al treilea aviz cu spațiu desemnat de oprire interzisă pe o stradă oarecare, mi-au adus colegii de la ADP, dar cu stâlpișor avea aviz luat. Ce vă rog pentru viitor? Haideți să facem o stradă test în care vă duceți cu spațiu delimitat la Comisia de Circulație, în care parcarea este interzisă și fără stâlpișori. În afară că sunt de un estetic grotesc, în afară de faptul că i-au atras o poreclă domnului primar de primar stâlpișor și nu i-am dat-o eu ca să ne înțelegem, sunt lucruri grotești. E clar că poliția locală are și legalitatea, are și cadrul legal în care poate să intervină și să dea amenzi, chiar dacă oamenii parchează pe trotuară sau în acele coturi care sunt de parcare interzise, marcaje stradale,
În principiu, toată lumea are de câștigat. Dacă cineva riscă să încalce legea, o încalcă pe pielea lui. Și dacă încalcă legea, noi luăm bani la bugetul local. Haideți să încercăm acest lucru. Eu n-am văzut niciun din ce mi-ați dat dumneavoastră, niciun proiect respins cu marcaje stradale de oprire interzisă și fără stâlpișori. Nu spun de faptul că, Doamne ferește, uitați-vă pe Aleea Circului, duceți-vă în spate, exact pe Aleea Circului, în spate, acolo pe străduța respectivă, unde este o sucursală Unicredit, Ștefan cel Mare, numărul 41, cred că este. Dacă duceți în spatele blocului, o să vedeți stâlpișorii aceia care efectiv obturează mașinile mici. O mașină, să zicem, de clasă medie, de-abia intră. Nu vorbesc de parcare. Vorbesc de o mașină de pompieri. Vorbesc de spații verzi care sunt în spate acolo, care nu are cum să intre. Deci oamenii își descarcă în stradă. V-am dat un simplu exemplu. Unde să vă duceți? În spatele blocului, care din punctul de vedere, ținând că e spatele blocului, nu e stradă circulată și parcau poarte proprietarii ilegal, nu cred că era treaba noastră să ne băgăm peste ei. Asta e marea mea rugăminte și vă susținem, dar cu acest amendament verbal în primă fază, vreau să vedem următoarele străzi, fără stâlpișori și cu marcaje regulamentare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Feroiu. Domnule Dălcuț, după care domnul Săftoiu. Sunt de acord cu domnul Feroiu că, în anumite cazuri, poziționarea, dimensionarea trotuarelor și poziționarea stâlpișorilor pe niște trotuare redimensionate poate reprezenta un impediment pentru, să spunem, mașinile mai voluminoase, de exemplu, mașinile de gunoi sau mașinile de pompieri. Și cred că domnul director știe foarte bine că au fost unele străzi la care au fost discuții de dimensionarea trotuarelor și de plasare a zonelor de protecție la intersecții, astfel încât să nu încurce mașinile de pompieri. Și sunt de acord cu domnul Feroiu că dacă o dimensionarea este făcută prost, poate reprezenta un impediment. De asemenea, vreau să precizez că Aleea Circului a fost reabilitată în mandatul domnului Dan Cristian Popescu. Mulțumesc! Bun, mulțumesc, domnul Săftoiu. Da, legat de reabilitarea străzilor, am o rugăminte, coordonați-vă cu poliția locală, pentru că în momentul în care se intră și se blochează acolo circulația, cei care stau pe strada respectivă își parchează mașinile fix pe străzile mari unde sunt stâlpișori și sunt amendați. Așa se întâmplă și atunci când au loc lucrări de întreținere a canalizării sau de săpare, de lucruri din acestea. Oamenii care nu mai parchează pe locurile lor plătite lângă casă sunt amendați pentru că pentru câteva zile se întâmplă să nu aibă unde parca și parchează pe unde apucă. Iar stâlpișorii aceștia fac ca poliția locală să-i prinde ca pe niște pești în plasă. Coordonați-vă, pentru că, într-adevăr, e o revoltă de care, pe care am simțit și eu printre vecinii mei de acasă. Bun, mulțumesc, domnule Săftoiu. Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul numărul 20. Nu, așa avea o intervenție. Da, domnule primar. Dacă se poate. Da. Foarte scurt. Vreau să-i dau dreptate în acest caz, domnului Fărui, să-i spun că încercăm și facem deja eforturi ca acolo unde nu este nevoie de stâlpișori, să nu punem stâlpișori. Avem deja mai multe străzi pilot în care nu sunt puși stâlpișori, acolo unde reușim din protecțiile pentru pietoni să delimităm un spațiu clar. Din nefericire, nu se poate peste tot, în cazuri și cazuri, depinde de la stradă la stradă, dar vreau să spun că da, sunt străzi și pot să-i trimit domnului Feroiu străzi unde nu a fost nevoie să punem stâlpișori și se respectă legea și nu se parchează pe trotuar. Din design se poate face acest lucru, dar nu mai de pe orice stradă, doar pe anumite străzi. Mulțumesc mult! Bun, mulțumesc, domnule primar. Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul numărul 24. Vă rog să dați drumul la vot. Doamna Catone? Favorabil. Doamna Catone, dar se asigură că nu vă apare votul? Vrei să vii să vezi? Nu, vă întreb pentru... Vă întreb pentru că la niciun vot... După ședință vine Magda la tine. Sunteți singura care nu-i apare votul, de aceea vă întreb.
Din când în când îmi apare o conexiune cu voi și votez. La cele la care am spus verbal nu a apărut. Am înțeles, doamna Catoane. Bun. Am reacționat în funcție de. Mulțumesc. Bun, mulțumesc. Bun, închideți votul cu 26 de voturi pentru proiectul a fost aprobat. După ședință am o invitație făcută. Bun, proiectul numărul 25, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local, reabilitare sistem rutier, strada Aurului, sector 2, București. Dacă nu sunt alte intervenții, vă rog să dați drumul la vot. Domnul președinte, încercați să spuneți doar stradă, pentru că sunt proiecte asemănătoare, ca să nu mai scurtăm din timp. Da, doamna Săftoiu. Doamna Anda Badea, domnul Vaspuș, domnul Anghel Florin, apăsați și trimite. Mulțumesc. Bun, închideți votul cu 25 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Proiectul 26, reabilitare sistem rutier strada Borangicului, sector 2 București. Vă rog să dați drumul la vot. Mulțumesc, cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiectul 27, reabilitare și modernizare sistem rutier strada Avramiancu, inclusiv racorduri la arterele de circulație intersectate sector 2 București. Vă rog să dați drumul la vot. Domnul Calăta, apăsați și pe... Mulțumesc. Închideți votul cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 28, reabilitare sistem rutier strada Hambarului, sector 2 București. Vă rog să dați drumul la vot. Bun, închideți votul cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 29, reabilitare și modernizare sistem rutier strada Spătarului, inclusiv racordul la arterele de circulație intersectate, sector 2 București. Vă rog să dați drumul la vot. Bun, închideți votul cu 26 de voturi pentru proiectul, cu 17 voturi pentru și 9 abțineri, proiectul a fost aprobat. Proiectul 30. Reabilitare sistem rutier strada Dimitrie Racoviță, sector 2 București. Vă rog să dați drumul la vot. Domnul Dincă, doamna Popescu, doamna Nedălcuț. Mulțumesc, cu 17 voturi pentru, 9 abțineri. Proiectul a fost aprobat.
Proiectul 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici a documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construcție, proiectul tehnic și detalii de execuție, faza DTAC plus PTH plus DE, în concordanță cu cerințele certificatului de urbanism numărul 382 din 3-4-2023 la obiectivul de investiții, reparații, refacere parțială la hala terminal Piața Obor, situat în strada Zidul Moș, numărul 4, sector 2, București. Vă rog să dați drumul la vot. Favorabil, Magda Catone. Doamna Georgescu? Închideți votul. Cu 24 de voturi pentru, 2 abțineri, proiectul a fost aprobat. Proiectul 32. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local, reabilitare sistem rutier, strada Scheiul de Sus, sector 2, București. Vă rog să dați drumul la vot. Favorabil, Magda Catone. Bun, cu 17 voturi pentru și 9 abțineri, proiectul a fost aprobat. Proiectul 33. Reabilitare sistem rutier, strada Aghireș, sector 2, București. Vă rog să dați drumul la vot. Doamna Catone? Favorabil. Mulțumesc. Doamna Popescu? Vă rog să votați. Și doamna Nicuța? Mulțumesc. Închideți votul. Cu 17 voturi pentru și 9 abțineri, proiectul a fost aprobat. Proiectul 34. Reabilitare și modernizare sistem rutier, strada Bechet, inclusiv racorduri la arterele de circulație intersectate. Vă rog să dați drumul la vot. Magda Catone, favorabil. Mulțumesc, Magda. Închideți votul. Cu 17 voturi pentru și 9... M-am observat. Cu 17 voturi pentru și 9 abțineri, proiectul a fost aprobat. Trecem la următorul. Reabilitare și modernizare sistem rutier, strada Arcului. Vă rog să dați drumul la vot. Favorabil, Magda Catone. Bun, închideți votul. Cu 17 voturi pentru și 9 abțineri, proiectul a fost aprobat. Reabilitare sistem rutier, strada Negustori, sector 2, București. Vă rog să dați drumul la vot. Favorabil, Magda. Doamna Popescu? Bun, închideți votul. Cu 17 voturi pentru și 9 abțineri, proiectul a fost aprobat.
Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local, reabilitare sistem rutier, strada Răspântiilor, sector 2 București. Vă rog să dați drumul la vot. Favorabil, Magda Catonen. Domnul Calotă? Mulțumesc, închideți votul. Cu 17 voturi pentru și 9 abțineri, proiectul a fost aprobat. Reabilitare sistem rutier strada Răsuri, sector 2 București. Vă rog să dați drumul la vot. Doamna Catone? Doamna Catone? Favorabil, nu știu, dispăruse-ți de tot. Am înțeles. Mulțumesc, doamna Catone. Bun, cu 17 voturi pentru și 9 abțineri, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre pentru modificare și completarea hotărârii Consiliului Local Sector 2, numărul 220 din 2020, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru 58 de obiective de investiții distincte din cadrul programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe în sectorul 2 al municipiului București. Vă rog să dați unul la vot. Favorabil. N-am înțeles, doamna Catone, puteți să mai repetați? Să silabisesc. Favorabil. Mă rog. Am înțeles. Favorabil. Mulțumesc. Cu 24 și la mine, de la mine vot favorabil, și... nu știu ce s-a întâmplat. Cred că e ceva ce... N-am înțeles, domnul Pellegrini. Deci la mine vot favorabil, cred că nu mi l-a luat. Cred că am dat submit fără să fi bufeat nimic. Nu a apărut. Bun, cu 25 de voturi pentru și o abținere, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre pentru modificare și completarea HL sector 2, numărul 221 din 27-8-2020, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru 71 de obiective de investiții distincte din cadrul programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe în sectorul 2 al municipiului București. Vă rog să dați drumul la vot. Închideți votul. Cu 25 de voturi pentru și o abținere, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre pentru modificare și completarea HL sector 2, numărul 222 din 27-8-2020, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru 85 de obiective de investiții distincte din cadrul programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 2 al municipiului București. Vă rog să dați drumul la vot. Cu 25 de voturi pentru și o abținere, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre pentru modificare și completarea HL sector 2, numărul 37 din 2022, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru 57 de obiective de investiții distincte din cadrul programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe în sectorul 2 al municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin HL sector 2, numărul 110 din 2023, HL sector 2, numărul 222 din 2023, HL sector 2, numărul 383 din 2023 și HL sector 2, numărul 412 din 2023. Vă rog să dați drumul la vot.
Domnul Calota? Bun, închideți votul. Cu 25 de voturi pentru și o abținere, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre pentru modificare și completarea HL sector 2, numărul 87 din 2022, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice și a deviziilor generale pentru 84 de obiective de investiții distincte din cadrul programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 2 al municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin HL sector 2, numărul 111 din 2023, HL sector 2, numărul 223 din 2023, HL sector 2, numărul 384 din 2023 și HL sector 2, numărul 413 din 2023. Vă rog să dați drumul la vot. Domnul Feroiu? Mulțumesc. Domnul Calota, apăsați și pe submit sau trimite? Mulțumesc. Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost aprobat. Următorul. Reabilitare și modernizare sistem rutier strada Frederic Chopin, numărul sector 2. Vă rog să dați drumul la vot. Cu 19, închideți votul, cu 19 voturi pentru și 7 abțineri, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre pentru modificare și completarea anexei la HCL sector 2, numărul 238 din 27.07.2022, privind aprobarea de către Consiliul Local al sectorului 2 București a contractării și sau garantării unui împrumut rambursabil intern pe termen lung în valoare de 100 de milioane de lei de la Raiffeisen Bank, astfel cum a fost modificată și completată prin HL sector 2 numărul 291 din 28.09.2022, HL sector 2 numărul 176 din 26.04.2023 și HL sector 2 numărul 215 din 15.05.2023. Interpelări? Intervenții? Domnul Feroiu? Voi fi foarte scurt, astfel că nu are nimeni pauză de o țigară. Atâta timp cât primăria aceasta se va îndrepta probabil spre un excedent bugetar, consider că în continuare nu avem nevoie de acest împrumut, ba mai mult modificarea anexei la fiecare ședință. Mi se pare deja că ne jucăm cu niște bani care nici măcar nu sunt ai noștri. Mulțumesc. Eu cred că vom avea excedent bugetar, domnul coleg. Cred că vom avea excedent bugetar. Mulțumesc. Domnul Vaspuș? Da, acum ce să zic, atâta, având în vedere foamea de bani a guvernului, cred că șansele să mai se facă ceva cu orice excedent bugetar anul următor sunt spre zero, așa că ar fi bine totuși să gândim în interesul UAT-ului, spun domnului Feroiu, și să nu avem excedent bugetar, că vom rămâne fără. Am avut în fiecare an. Bun, domnul Feroiu? Da, numai că acum avem un guvern care încarcă să vadă autonomia locală și a pus ochii pe banii UAT-urilor. Domnul un guvern care nu se duce în piața universității să spună cine nu sare e condamnare cu domnul președinte de la Raiffeisen Bank. Nu contează aceste aspecte. Hai să vă spun ceva, domnul Vaspuș. Și fiți atent. Vă dau un caz ipotetic. Ipotetic. O primărie din România se împrumută de niște bani. Acești bani, să presupunem că sunt 100 de milioane. După ce s-a împrumutat această primărie de 100 de milioane, ipotetic, atenție, să nu care cumva să credeți că acuz pe cineva, terminăm cu un excedent de 100 și ceva de milioane. Ipotetic, evident, dar de fapt ipotetic și nu vorbim ipoteză, e realitatea, noi plătim o dobândă. O dobândă. Această dobândă, nu știu, eu dacă aș fi ipotetic un om și m-aș uita mai atent la investițiile din acel UAT, aș putea o să o consider oricând prejudiciu. Pentru că sunt bani pe care se plătesc din buzunarul cetățeanului, nu al dumneavoastră, din nou reiterez această idee, către o instituție privată, neavând nevoie de acei bani. Ipotetic vorbind,
s-ar putea să nu fie chiar foarte drăguț acest aspect. De aceea, în continuare, mă abțin la acest proiect. Mulțumesc, domnule Feroiu. Dacă nu mai sunt alte intervenții... Aș avea eu o intervenție aici, dacă se poate. Vă rog. Eu cred că domnul Feroiu pur și simplu nu înțelege administrație. El nu înțelege ce înseamnă un buget, nu înțelege cum se formează un excedent și așa mai departe. Deci aș vrea să vă atrag atenția la următorul lucru. În acest moment am avut niște strângi care au fost bugetate cu niște sume, caz ipotetic, cum zice domnul Feroiu, 10 milioane de lei, din care execuția contractuală s-a făcut cu 8 milioane de lei. Asta înseamnă că 2 milioane de lei au rămas necheltuiți. Ce propune această hotărâre de Consiliu Local este să luăm ăștia 2 milioane și să-i punem la alte străzi, ca să nu rămână necheltuiți. Ce propune domnul Feroiu este să nu votați acest lucru la străzile alea, care știm că au costat 8 milioane, să rămână bugetați 10 milioane, cei 2 milioane să nu poată fi folosiți la nimic altceva și să rămână excedent, pe care după aceea guvernul actual, care e în foame de bani, să ia. Și atunci vă întreb, domnule Feroiu, cine urmărește interesul cetățeanului sectorului 2? Cel care vrea să păstreze în excedent cei 2 milioane sau cine vrea să folosească acești 2 milioane pentru alte străzi? Mulțumesc! Domnul președinte, îmi permite să-mi mână pe sus? Da, domnul Feroiu, vă rog. Domnul președinte, să știți că astăzi am aflat că nu știu administrație, într-adevăr, de aproape 7 ani de zile de când sunt consilier local, nu știu, dar observ că ați învățat dumneavoastră în ultimii 3 ani pe care îi aveți și mandatul acesta cred că vă e de ajuns. Haideți acum să vă spun să vă răspund la întrebare. Acești bani pe care dumneavoastră spuneți că sunt ipotetic pentru cetățenii sectorului 2 aduc o dobândă pentru cetățenii sectorului 2. Deci, practic, noi, sau dumneavoastră, pentru că eu nu v-am votat acest proiect nici prima dată, v-ați împrumutat în numele UAT-ului, neavând nevoie de bani. Că dumneavoastră nu știți să vă faceți un buget, să bugetați realmente cum trebuie și vă ascundeți banii prin toate subcapitolele bugetare, dacă vreți la viitorul buget care se apropie, putem să-l luăm, să vedem pe unde sunt ascunși banii. Vreți să vedem pe unde sunt? Să vedeți cum îi dăm pe toți? Și ne dăm seama cam cum sunt ascunși. De ce? Pentru că dumneavoastră vă îndreptați pentru anul 2024, unde aveți nevoie de bani de finanțare, ca să încercați să spuneți cetățenilor că faceți ceva pentru ei. Dar credeți-mă, impresia e general unanim văzută, s-a văzut ce ați făcut. Atât am vrut să spun. În neștiința mea de administrație și de a nu ști să citesc un buget. Mulțumesc, domnule Feroiu. Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul. Vă rog să dați drumul la vot. Domnul Popescu? Domnul Anghel? Domnul Dincă? Mulțumesc. Domnul Anghel, apăsați și pe trimite. Este nu? La dumneavoastră n-am înțeles. Ați votat da, nu? Bun, cu 15 voturi pentru, 7 împotrivă și 4 abțineri, proiectul a fost aprobat. Următorul proiect. Proiect de hotărâre pentru aprobarea implementării contractului de finanțare nerambursabilă în cadrul programului Sport pentru Toți, reamenajarea terenului de sport al școlii gimnaziale Iancului cu sediul în pachet Protopopescu numărul 50, sector 2. Vă rog să porniți votul. Doamna Enache Nicuța se află în Consiliul de Administrație al acestei unități de învățământ. Domnul Nedelcuț? Domnul Nedelcuț? Scuze. Domnul Iliescu?
Domnul Iliescu, apăsați și pe trimite. Mulțumesc. Închideți votul. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului Sprijin pentru îngrijirea informală a persoanelor vârstnice dependente din sectorul 2. Ne poate prezenta cineva, vă rog frumos, pe acest proiect? Doar la nivel, dacă e cineva, să ne prezinte cine l-a propus. Nu știu. Domnule Costache? Dumneavoastră țineți locul? Nu l-a propus domnul viceprimar, și nici domnul viceprimar, cred că cineva de la o direcție. Nu știu, cine ar putea să ne răspundă? Asta întreb. Domnul primar, mai sunteți? De la DGASPC, dacă este cineva. Da, da, sunt. De la DGASPC este cineva? Dacă nu este cineva, o să încerc să-l prezint eu, dar dacă este cineva de la DGASPC... Este doamna, se va prezenta și ne va spune. Acesta a fost un proiect pilot care a avut un succes la bătrânii aflați în nevoi în sector. Și cei de la direcția a fost pe un an de zile și cei de la direcția de asistență socială s-au gândit că ar trebui prelungit pentru a face o viață mai ușoară bătrânilor aflați în nevoie în sector. Dăm un pachet de servicii, consiliere, informare și beneficii în bani persoanelor în vârstă aflate într-o reală nevoie. Dacă îmi permiteți, că știu acest proiect care a fost anul trecut, vreau să zic... Două secunde, domnul primar, să termine doamna. Ne permite să ținem oamenii în vârstă aflați în nevoi în casele lor și nu se instituționalizăm în centre, în azile. Și este o economie și pentru noi și este și un lucru mai bun pentru ei. Clar. Am înțeles. Mulțumim. Bun. Mulțumesc mult, doamna director. Aș dori să dau eu câteva clarificări pentru acest proiect. Este un proiect care a mai fost votat și acum se dorește prelungirea. Mai precis, pentru persoanele vulnerabile, cu precădere vârstnici, aflați în situații în care, nu știu, nu mai are nimeni cine să îngrijească și, din păcate, există vârstnici care nu mai au în apropiere rude care să le fie de ajutor și care pot să aibă un astfel de aport și care, conform legii, ar putea să primească sprijin. Există însă persoane din apropierea lor care îi ajută și care oferă sprijin. Acum, ce face această hotărâre de Consiliul Local este să acorde, conform legii, pentru că legea permite acest lucru, să acorde persoanelor care nu sunt familie, dar sunt în sprijin, în apropierea persoanelor dependente, să acorde acest ajutor financiar, în așa fel încât persoanele vârstnice să nu trebuiască să fie instituționalizate și, într-adevăr, să poată să trăiască în apartamentul lor, avându-le în grijă, nu știu, un vecin sau o vecină sau cineva din apropiere cu care nu au o legătură de rudenie. Din păcate, sunt foarte multe cazuri de acest fel și programul anterior s-a dovedit un succes. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar. Domnul Feroiu? Domnule primar, să știți că nu am pus o întrebare ca să nu votez sau să nu susțin asemenea proiect. Dar vreau să-l înțeleg mai bine. Acest proiect care e de un succes real, iar doamna director care nu s-a prezentat, aș dori să ne spună cine este domnia sa, înțeleg că noi dăm bani unei persoane terțe care are grijă de bătrâni, eu asta înțeleg din proiect? Vă rog, doar atâta vreau să înțeleg. Asta,
Asta s-a votat și anul trecut și este un model care deci noi dăm bani unei persoane terțe care are grijă de un bătrân să nu-l instituționalizăm. Acea persoană are grijă să fie plătite facturile, să aibă de mâncare, are grijă de el, să stea barbore. Nu? Acesta este proiectul. Exact. Mai am câteva întrebări tehnice, probabil vă rog să-mi răspundeți dumneavoastră sau doamna director. Cât anume în bani dăm per persoană și cum anume monitorizăm succesul acestui proiect? Pentru că noi luăm niște terțe persoane care nu sunt aparținători legali sau rude apropiate, în unele cazuri sunt, înțeleg și acest aspect, le dăm niște bani care au grijă de niște bătrâni. De unde știm că acei bani se duc la bătrâni? Este o întrebare legitimă pe care mă gândesc că, fiind un proiect de atât mare succes, cum a spus doamna director anul trecut, are clar o monitorizare peste acest aspect. Și sunt ferm convins că și pe dumneavoastră vă interesează acest aspect, adică nu doar pe mine ca și consilier, că până la urmă dumneavoastră răspundeți. Dacă îmi permiteți. Bineînțeles. Sandra Rușanu e numele meu, sunt director general temporar la DGASPC, dacă spuneți că nu mă cunoaște. Este o medie, suma diferă în funcție de venituri și nevoi. Banii sunt alocați bătrânilor pentru pampers, detergent, în unele cazuri sunt și vouchere pentru medicamente, iar media... Pot să vă spun, îmi spune directorul meu de la DAS, e în jur de 500 de lei pe bătrân. Și câți beneficiari aveți? Imediat. Da, domnule director, și eu doream să vă întreb câți beneficiari avem în momentul de față și care este mecanismul de control, așa cum a zis și colegul meu Silviu Feroi, de unde știm că acei bani ajung... fix la beneficiarii acestui proiect. Mecanismul de control constă în monitorizarea acestor bătrâni de către funcționarii serviciilor de asistență socială, care se duc regulat în casele lor și văd condițiile și verifică că acești bătrâni sunt îngrijiți cum merită și cum trebuie. Puteți să ne puneți și nouă la dispoziție un raport? Da. Pot să vă spun. Înscris, da? Da, da, da. Și în momentul de față câți beneficiari avem? Astăzi, acum vorbind, câți beneficiari sunt pentru această prelungire? Până la această prelungire. Scrie în proiect la pagina 19-61. Bun. Poate să răspundă doamna director dacă nu... Păi avem informațiile în proiect. Vă rog să nu mai faceți un dialog. Deci cunoaștem câți beneficiari, că este un proiect de real succes. Știm câți beneficiari avem la acest proiect de real succes? 61. Bun, vă mulțumesc, doamnă, pentru răspuns. Ce mi-aș dori de la dumneavoastră, dacă se poate, când prezentați un proiect, să-l și știți. E o singură rugăminte, poate sunteți mai emotivă, nu ne-ați cunoscut, dar se lasă o slabă conducere a instituției și nu îmi doresc să avem o remontada la DGASPC. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Feroiu. Doamna director, rugămintea mea este să trimiteți pe mail tuturor consilierilor raportul la acela. Da, da. Mulțumesc. Bun, dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul. Domnule Dincă? Mulțumesc, cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru închirierea locurilor în parcările securizate pentru biciclete de pe raza sectorului 2 a municipiului București. Vă rog să dați drumul la vot.
Da, Pașuc? Bun. Închideți votul, cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind analiza studiului de înscriere a datelor în registrul agricol la nivelul trimestrului 3 al anului 2023 în sectorul 2 al municipiului București. Vă rog să dați drumul la vot. Închideți votul, cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Trecem mai departe, Put strada Matei Voievod, numărul 11. Vă rog să dați drumul la vot. Am cer scuze, îmi doresc să-mi schimb votul din pozitiv în contra. Și eu la fel. Marius Pellegrini, și eu îmi schimb votul împotrivă. Domnul Ferraru? Abținere. Am înțeles. Închideți votul. Cu 15 voturi pentru, 6 împotrivă și 2 abțineri, proiectul a fost aprobat. Put strada Brațului, numărul 39. Vă rog să dați unul la vot. Închideți votul, cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Put strada Arbustului, numărul 43. Vă rog să dați drumul la vot. Închideți votul, cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Put strada locotenent Baican Ionescu, numărul 49. Dați drumul la vot. Doamna Săftoiu? Închideți votul, cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Put strada Toamnei, numărul 120A. Vă rog să dați drumul la vot. Bun, închideți votul, cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 55. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al sectorului 2 al municipiului București pe anul 2023. Vă rog să dați drumul la vot. Domnule Nedelcuț? Vot favorabil.
Bun, închideți votul. Cu 17 voturi pentru, 8 împotrivă și o abținere, proiectul a fost aprobat. 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale Sector 2. Da, doamna Popescu? Vreau să-l întreb pe domnul director. De când sunteți director? De 2 luni? Sau 3? Nu mai știu. Director cu delegare. Care este viziunea noastră în ceea ce privește această instituție care este destul de importantă și mare, care se află în subordinea Consiliului Local? A doua întrebare, după reorganizare, câte posturi de conducere dispar? Și în funcție de răspuns, să... Domnule director? Să răspund la prima întrebare. Viziune. Viziunea mea este că poliția locală clar trebuie să fie una care să fie vizibilă în teren, în stradă. Una care să acorde sprijin cetățenilor, una în care cetățenii să aibă încredere în ea și prin asta cred eu că atunci putem să spunem că facem lucruri bune pentru oameni. A doua întrebare, am redus, e adevărat, de la 30 de funcții de conducere la 24. La un procent de 8%, 8,ceva% la 6,ceva% în noua reorganizare. Dori, înțeleg că mai mulți oameni în teren. Am văzut acolo se înființează o direcție de monitorizare și de direcția de monitorizare țin cele două direcții, control și celelalte în jos, observ că mergeți pe ieșirea omului în teren. Da, ideea a fost clară. Toată situația noastră s-a concretizat după o analiză a situației operative. Am luat mai multe posturi din birouri, să zic așa, funcții care își desfășurau activitatea în cadrul birourilor și le-am dus aceste funcții în stradă. Am înființat acest serviciu în cadrul ordinii publice, tocmai în ideea de a avea mai mulți oameni în stradă. Fără un director deocamdată, dar este... Nu există. Există direcția de ordine publică în cadrul căreia funcționează acest serviciu. Nu, direcția monitorizare. Direcția monitorizare nu mai există. Da. Acolo existau foarte mulți oameni care, funcții de fapt, funcțiile astea au fost luate și duse în zona străzii. La circulație și ordine publică. Da. Mi s-a spus că vreți să fie cât mai mulți tineri angajați. Sau, da, este un obiectiv al nostru. Toate funcțiile libere și în continuare care rămân libere vor fi transformate în funcții de debutant, debutant clasa 3 și debutant clasa 1, în ideea de a aduce cât mai mulți tineri, de fapt, lucrători în poliția locală, să poată face față nevoilor solicitate de cetățeni. Observ că foarte multe funcțiile mele sunt cu delegare, majoritatea funcțiilor sunt cu delegare, decât cred că 2 directori care sunt permanent pe funcții. Da. Și din cei 2 care sunt permanent pe funcții sunt oameni care nu cumulează pensia cu salariul. Nu cumulează cei 2. Restul mai cumulează. Da. Nu asta e problema. Problema e să-și facă treabă. N-aș vrea să ridic acum o problemă de moralitate. O să am o discuție cu dumneavoastră. Vă aștept când doriți. Și chiar cu dumneavoastră personal, cu conducerea poliției locale. Noi ne gândim să nu ne abținem la vot pe această organigramă, dar după o discuție cu dumneavoastră, sper să lucrurile să fie din punct de vedere moral ok la poliția locală. Eu cred că nu o să dezamăgim pe nimeni. În ideea care ne-am creionat-o să... Nu vreau, domnul director, să intru acum în nicio discuție din punct de vedere moral. Și poate dumneavoastră știți la ce mă refer. Așa că noi, grupul PSD, vom opota această organigramă, dar o să am o discuție. Mulțumesc frumos, vă aștept pentru orice detalii, vă stau la dispoziție. Știți la ce mă refer. Sper ca după 2 săptămâni să nu avem un transfer după ce am trecut organigrama de la dumneavoastră în aparatul primăriei, să ocupăm aici un post de director că trebuie ocupat, iar după ce trece în decembrie organigrama aparatului de aici,
să-l mutăm înapoi pe domnul respectiv, să ne rămână postul ăla liber să delegăm pe cineva. Doar v-am dat un simplu ipotet. Da, așa. Și nici la dumneavoastră un post de director să fie ocupat prin concurs, dacă e să fie ocupat. Mulțumesc. Mulțumim și noi. Mulțumesc, doamna Popescu. Domnul Săftoiu? Da, domnule director general, am văzut proiectul de reorganizare. Mi se pare unul care face un pas înainte în ceea ce privește eficiența poliției locale. Pe dumneavoastră vă cunosc de la secția 8, parcă dumneavoastră ați fost comandant acolo ceva ani. Prin urmare, e bine că vine un polițist la poliția locală să conducă poliția locală. Vreau să vă întreb, prin această reorganizare, o faceți prin concedieri eventual sau prin dispensarea de unii angajați? Și dacă se întâmplă să nu fie așa, cum veți reuși să-i redistribuiți pe oamenii aceștia? Nu disponibilizează pe nimeni, că eu am citit foarte bine. Un partid social-democrat, chiar nu m-am uitat să văd dacă dau oamenii afară sau nu, și văd că nu. Doamna Popescu, dar așteptam ca domn director să ne răspundă. Este adevărat, am luat în calcul, nu va rămâne nimeni pe din afară. Posturile de conducere, acolo unde legea ne-a permis 296 să transformăm din birou în serviciu și a păstrat funcția de șef, acolo unde nu a fost cazul, vor intra în examen. Cel care nu va lua examenul va fi pe o funcție de cea mai mare funcție de execuție de consilier superior 1. Iar în legătură cu lucrătorii, toți vor rămâne pe poziții, pe funcții ocupate. În momentul de față. Și, ultima mea întrebare pentru clarificare. Spuneați că vreți să aduceți mai mulți polițiști lucrători în stradă. Cum apreciați dumneavoastră la numărul de populație din sectorul 2? E un număr mare sau mic de polițiști în stradă de la poliția locală? Da, este o întrebare foarte, foarte bună. Noi, poliția locală, în momentul de față suntem 365. În baza adresei prefectului, unde de la 370 la 365 un polițist la 1000 de locuitori, eu consider că suntem puțini comparativ cu nevoile străzii, nevoile oamenilor. Dar ne pliem pe ceea ce avem și o să trebuiască neapărat să dăm randament. Mulțumesc, mult succes! Mulțumesc și eu! Domnul președinte! Da, domnule Feroiu! Domnule președinte, știți, eu am prostul obicei să citesc și proiectul și am remarcat câteva aspecte asupra acestui proiect de hotărâre de reorganizare și vă spun sincer că am niște așteptări fantastice de la dumneavoastră. De aceea și doamnei director de la DGASPC am înțeles emotivitatea și nu pot să îi cer nimic, dar de la dumneavoastră vă spun că mi-aș dori să văd o schimbare de ieri, dacă s-ar putea, în urma, nu, n-aveam de unde să știu, de-aia am și spus că nu, te rog, haide să nu mă întrerupe. Și vreau să vă spun că de ieri am așteptări. Ce mi-a plăcut în această organigramă și trebuie menționat? Întâmplător știu că se mai întâmplă decât într-o singură poliție din București, ați pus probă sportivă pentru admiterea pentru a veni polițiști locali. Proba sportivă pentru un polițist local, mi se pare, din punctul meu de vedere, it's a must. Și de aici aș dori să vă felicit pentru acest aspect. Observați că aveți un departament care se ocupă de școli specializat. Ce n-am înțeles eu, dacă cumva cei de la ordine publică dublează acest departament, care sunt acești polițiști locali care sunt în jurul școlilor. Cum ați gândit dumneavoastră? Pentru că polițistul local are un rol, deși nu pare destul de important, în sensul în care descurajează traficul de stupefiante, descurajează anumite obiceiuri de violență. De aceea vă întreb, cum gândiți tot acest aspect? Știți foarte bine că Partidul Național Liberal și noi, de când suntem, ținem la elementul educației și la elementul de siguranță în școli. Cum anume veți lucra cu firmele de pază, mai ales că aveți acest departament, astfel încât să putem să ne bazăm pe poliția locală atunci când spunem că s-a redus delicvența
școlară, preșcolară, din diferite aspecte infracționale. Asta este singura mea întrebare. Cum ați gândit acest aspect? Pentru că acest lucru mi-a plăcut, în esență. Vreau polițistul local, în școli, aproape de școli. Că în parcuri avem destulă pază și, sincer, ne-am mai civilizat și noi. Mulțumesc, domnule Feroiu. Domnule director, dacă puteți să răspundeți. Da, da, vin și răspund. Este adevărat, cei din serviciile de ordine publică nu completează acest serviciu de monitorizare a școlilor. Este un lucru foarte bun în momentul de față, fiindcă poliția locală poate astăzi să verifice conform legii 333 paznicii. Iar acest serviciu de monitorizare al școlilor va fi unul foarte strict. De ce? Că putem să verificăm paznicii și acolo unde se impune să-i sancționăm. Deci avem o monitorizare clară prin acest serviciu. N-ai cum, Silviu, pentru că ai 85 de unități de învățământ plus cele private și ei sunt 300 și ceva de oameni acolo. E un departament, am văzut, sunt 20 de oameni, poate să încadreze pe sector. Adică cum, aici ai o internă. Cum avem. Da, sunt fer convins găsit. Mă interesează rezultate. Deci vă susțin orice conducere nouă pusă de actualul primar sau mai veche sau de vechiul primar atâta timp cât dau rezultate. Din punctul meu de vedere, vă bazați pe mine, dar să știți că nu este un cec în alb. Eu vă mulțumesc foarte mult. Și noi vă mulțumim. Mulțumesc, domnule Feroiu, domnule director. Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul 57. Domnul Calotă, domnul Pellegrini. Mulțumesc, închideți votul. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiectul 57. Proiect de hotărâre privind realizarea unor lucrări de amenajare urbană pe raza sectorului 2 al municipiului București. Domnule Nedelcuț. Bună ziua. Am o întrebare pentru conducerea ADB, dacă sunt prezenți, îi avem astăzi. Deci, dacă înțeleg corect, abordăm în sfârșit ultimele străzi neasfaltate din sectorul 2, cele din spatele complexurilor rezidențiale din Pipera. Înțeleg, conform acestui protocol, că vom face aceste lucrări în colaborare cu dezvoltatorii imobiliari din zonă. Vreau să întreb în primul rând dacă asfaltarea acestor străzi depinde cumva de proiectele imobiliare care urmează să fie făcute în zonă, în sensul că, pe scurt, va fi nevoie să așteptăm să se facă o nouă serie de blocuri cu toată organizarea de șantier corespunzătoare a dezvoltatorului respectiv și abia după aceea vor fi asfaltate străzile sau, dimpotrivă, întâi vor fi asfaltate străzile și după aceea va continua să se dezvolte imobiliar zona? Asta ar fi o primă întrebare. Mulțumesc. Domnule director? Prin proiectul acesta, investitorii din zonă și-au arătat disponibilitatea de a executa lucrările de infrastructură suprateran și subteran pe cheltuiala lor, după care o vor preda către ADP. Deci ei își doresc să facă lucrurile astea cât se poate de repede, iar ceilalți care construiesc sau nu acolo, fiecare alege. Nu depindem de un dezvoltator sau altul din zonă. Ei s-au unit, vor face o asociere, persoane fizice și persoane juridice, vor face această investiție în baza unui contract de sponsorizare și le vor preda la final către ADP pentru întreținere. Mulțumesc, domnule director. Avem cât de cât un calendar estimativ, adică vorbim aici de 2024 sau de 2025 sau nu este prevăzut expres? Din păcate nu avem încă un calendar. Acesta este primul pas. Înțelegerea mea este că ei vor face inclusiv lucrările de utilități și după aceea vor face și asfaltările, deși străzile. Este un lucru important, a fost o discuție, da, cred că mi-a picat puțin rețeaua. Este un lucru important, au fost niște discuții lungi, cei de acolo din zonă și-au asumat că fac ei infrastructura aprobată în baza
unui PUZ, deci toată documentația urbanistică există, execuția infrastructurii tehnico-edilitare va fi toată pe banii dezvoltatorilor și a celor de acolo și urmează să fie predată ADP-ul. Mulțumesc frumos pentru detalii. Mai am o întrebare suplimentară totuși. E foarte bine că toată infrastructura tehnico-edilitară se face pe banii dezvoltatorilor. E foarte bine că asta ne permite în sfârșit să deblocăm dezvoltarea acelei zone și asfaltarea acelor străzi. Aș vrea să întreb dacă știm cumva dacă există o soluție tehnică agreată cu APA Nova, pentru că eu știu că acolo era o problemă cu rețeaua de canalizare, în sensul că APA Nova nu avea încă o soluție tehnică agreată, având în vedere că, mă rog, conducta principală de pe fabrica de glucoză e oarecum la deal și trebuie o infrastructură de pompare a apelor pluviale la deal și așa mai departe. Întrebarea este, știm cumva dacă dezvoltatorii au agreat o soluție tehnică cu APA Nova? Sunt îngrijorat de ideea că APA Nova o să mai stea încă un an, doi, trei, dacă înainte să se gândească, indiferent că este plătit de dezvoltator, dar să se gândească cum anume să facă infrastructura de canalizare acolo. Sau, dimpotrivă, e ceva agreat și rămâne doar de implementat. Mulțumesc, e ultima întrebare. Este destul de avansat întrebare. Da, vă rog, domnule Tudor, vă rog. La ultima discuție pe care am avut-o cu dânsii au spus că vor pune la dispoziție un teren pe care se va face această deversare a apelor pluviale. Proiectul încă nu este făcut. Cu siguranță în parcursul derulării acestei documentații de avizare, aprobare, vor lua și aceste avize. Încă o dată ei au venit către noi și își doresc foarte mult să rezolve această problemă din zonă. Suntem deschiși. Partea cea mai grea din punctul nostru de vedere, respectiv alipirea și eliminarea acelor suprapuneri, pentru că erau foarte multe suprapuneri de terenuri acolo. Din păcate a durat un an de zile, dar am rezolvat-o. Acum lucrurile din punct de vedere cadastral sunt foarte clare, ceea ce ne permite să mergem mai departe cu proiectul și cu investiția lor. Știu exact care sunt străzile, lățimi și așa mai departe. Mulțumesc frumos pentru răspunsuri. Bun, mulțumesc domnule Dercuț, domnule director. Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul numărul 57. Vă rog, dați drumul la vot. Favorabil. Domnul Calotă? Apăsați și pe trimite. Mulțumesc. Închideți votul cu 24 de voturi pentru și o abținere. Proiectul a fost aprobat. Proiectul 58. Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului de implementare a proiectului One Stop Shop pentru informarea și consilierea cetățenilor cu privire la măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a locuințelor și accesarea instrumentelor financiare cu care acestea pot fi realizate. Aprobat prin HL Sector 2, numărul 145/2023. Vă rog să dați drumul la vot. Bun, închideți votul. Cu 15 voturi pentru, 8 împotrivă și 2 abțineri, proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 59. Proiect de hotărâre pentru modificare și completarea hotărârii Consiliului Local Sector 2, numărul 393 din 2023, pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în Consiliul de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat și Particulare de pe rază Sectorului 2 al Municipiului București. Vă rog să dați drumul la vot. Domnul Iliescu? Domnul Iliescu? Bun, închideți votul cu 23 de voturi pentru și o abținere. Proiectul a fost aprobat.
Trecem la ordinea suplimentară. Proiectul numărul 60. Proiect de hotărâre pentru modificare și completarea HL sector 2, numărul 87 din 2022, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru 84 de obiective de investiții distincte din București, astfel cum a fost modificat și completat prin HL sector 2, numărul 111 sector 2, HL sector 2, numărul 223 din 2023, HL sector 2, numărul 384 din 2023 și HL sector 2, numărul 413 din 2023. Un bloc. Vă rog să dați drumul la vot. Favorabil, Magda Catone. Am înțeles, doamna Catone. Bun, atunci închideți votul. Cu 17 voturi pentru și o abținere, proiectul a fost aprobat. Proiectul 61. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, sisteme de panouri fotovoltaice, sediu administrativ, Direcția Generală, venituri, buget, local, sector 2. Vă rog să... Da, doamna secretar, puteți să refaceți prezența? Da, având în vedere că s-a părăsit sala de către un grup important dintre consilierii locali, i-au rămas logați. Nu mai sunt în sală, au plecat în mod evident. Domnul de la informatică, se poate face ceva în sensul ăsta? Pentru că altfel vom denatura votul. Din momentul acesta vom avea un alt quorum în cadrul ședinței. Haideți că am să fac repede. Anghel Florin, lipsă, da? De la acest punct se face din nou prezența și se stabilește cvorumul în mod corespunzător. Domnul Anghel Florin, lipsă. Doamna Badea? Prezentă. Domnul Calotă? Lipsă. Doamna Catone? Prezentă. Doamna Chirilă? Prezentă. Domnul Constantin Mihai? Lipsă. Domnul Costache? Domnul Croitoru? Prezent. Domnul Dinu? Domnul Dincă? Lipsă. Doamna Enache? Lipsă. Domnul Ferraru? Prezent. Domnul Feroiu. Prezent, doamna. Doamna Georgescu, lipsă. Domnul Iliescu, lipsă. Doamna Tache, lipsă. Prezent. Domnul Iliescu, sunteți prezent? Lipsă. Deci sunteți logat, veți fi luat în calcul la quorum. Domnul Iliescu, dumneavoastră rămâneți în ședință sau ieșiți? Yes. Deci ieșiți, da? Da. Doamna Iordache. Prezent? Prezent. Doamna Lăzăroiu, lipsă. Domnul Matei, Silviu? Prezent. Domnul Nedelcuț, domnul Nicolescu? Prezent. Domnul Panaitescu, doamna Pașciuc, lipsă. Domnul Pellegrini? Prezent. Doamna Popescu, lipsă. Domnul Predescu? Prezent. Domnul Săftoiu, prezent. Domnul Vastus, prezent. Prezent. Bun. Prezența consemnată permite continuarea ședinței. Vă mulțumesc. Domnul Iliescu, dumneavoastră încă sunteți și eu logat. Rămâneți sau... A ieșit acum. Bun. A ieșit și domnul Iliescu. Continuăm, da? Proiectul 61. Am citit proiectul. Vă rog să-l supuneți la vot. Favorabil, Magda Catone. Domnul Feroiu, domnul Săftoiu? Domnul Nedelcuț? Favorabil. Bun, mulțumesc, închideți votul. Cu 17 voturi pentru și 0 împotrivă, proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 62. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici cu aplicarea coeficienților de ajustare conform OUG numărul 64 în 2022 pentru obiectivul de investiții, eficientizare energetică prin reabilitare, modernizare a școlii numărul 64, Ferdinand. Domnul Matei Vasile Silviu se află în Consiliul de Administrație. Mulțumesc.
Mulțumim, doamna secretar. Vă rog să supuneți la vot acest proiect. Doamna Chirilă. Domnul Dinu. Mulțumesc. Închideți votul. Cu 16 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiectul 63. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare peste data de 31.12.2023 în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor pentru proiectul cu titlul Eficientizare energetică prin reabilitare, modernizarea școlii numărul 64 Ferdinand I, finanțat în cadrul proiectului operațional regional 2014-2020. Vă rog să supuneți la vot. La fel, domnul Matei Silviu se află în Consiliul de Administrație. Bun, mulțumesc. Închideți votul. Cu 16 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 64. Proiect de hotărâre privind actualizarea deviziului general și a indicatorilor tehnico-economici cu aplicarea coeficienților de ajustare conform OUG 64 din 2022 pentru obiectivul de investiții eficientizare energetică prin reabilitare modernizarea Liceului Tehnologic Ion Cebrătianu. Vă rog să supuneți la vot. Bun, închideți votul. Cu 17 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 65. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare peste data de 31.12.2023 în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor pentru proiectul cu titlul Eficientizare energetică prin reabilitare, modernizarea Liceului Tehnologic Ion Cebrătianu, cod SIMIS 120.930, finanțat în cadrul programului operațional regional 2014-2020. Vă rog să supuneți la vot proiectul. Favorabil. Mulțumesc. Închideți votul. Cu 17 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiectul 66 și ultimul proiect de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare peste data de 31.12.2023 în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor pentru proiectul cu titlul Reabilitare termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Starea Civilă Sector 2 București, strada Olar numărul 19, cod SMIS 120.943, finanțat în cadrul programului operațional regional 2014-2020. Vă rog să dați drumul la vot. Domnul președinte, dacă se poate... Domnul Săpăi, imediat să încheiem votul, după care vă dau cuvântul pentru interpelare. Mulțumesc. Domnul, v-ați pus și apăsat și pe trimite? Domnul, favorabil. Domnul, v-ați pus? Mulțumesc. Da. Bun, închideți votul. Cu 17 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Și trecem și la ultimul punct de pe ordinea de zi, interpelări. Domnul Săftoiu? Da, foarte rapid. Astăzi au fost depuse la registratura primăriei două memorii din partea Asociației de Proprietari numărul 11 de pe strada Ripiceni, numărul 4, sector 2 și din partea Asociației de Proprietari a blocului 33A din strada Soldat Zambilă Ioniță, numărul 1. Am avut întâlniri cu oamenii aceștia săptămânile trecute. Ei reclamă probleme care rămân încă în continuare nerezolvate, chiar dacă sunt ușor de rezolvat, mai cu seama de o structură administrativă, cum este sectorul 2, cu destul de multe realizări la activ, dar și cu multe întârzieri. Foarte pe scurt, la Asociația de Proprietari numărul 11, strada Ripiceni numărul 4 din sectorul 2, problema liftului. E un lift care a fost reparat în mai multe rânduri, dar care, dat fiindcă blocul este turn, necesită o înlocuire rapidă.
probleme de igienă și zugrăvire, dezinsecție, dezinfecție, locatare au sesizat, gândaci, ploșnițe. De asemenea, tulburarea liniștii și intimității proprietarilor de la parter. Acolo trec oamenii pe sub fereastra locatarilor de la parter și e nevoie pur și simplu să se închidă curtea aceea, grădina aceea și să se facă un culoar, o alee de acces printre blocuri. Probleme din zona de parcare. Aici este o chestiune legată pur și simplu de triunghiul Bermudelor. Imaginați-vă că într-un quartal de vreo 900 de metri pătrați, nimeni nu vine să dezăbezească și să facă curățenie. De ce? Pentru că nu se află în cadastru locației respective. Asta e chiar culmea. Spune toată lumea care vine, mai ales cei care sunt cu dezăpezirea, locul ăsta nu există. Există, dar nu e trecut în acte ca să poată să vină să-l lucreze. Iluminat stradal, nu mai vorbim, arbori uscați, s-au făcut mai multe solicitări pentru a se face ceva cu acei copaci care sunt uscați și nu mai înfloresc de ani, de primăveri întregi. Iarăși sunt chestiuni care se lasă așteptate și de asemenea situația unui chiriaș care are datorii de 44.000 de lei la întreținere și trebuie ca asociația să plătească, nu omul respectiv. Iarăși soluții care se lasă așteptate. Acest memoriu e semnat de doamna președinte Mariana Drăgoi, care este președintele asociației. Încă două minute. Asociația de proprietari a blocului 33A din strada Soldat Zambilă, Ioniță numărul 1, a depus tot astăzi acest memoriu prin doamna Eugenia Oprea, care e președinte. Sprijin juridic pentru rezolvarea situației restanțierilor. Aceeași problemă. Instalarea de camere de supraveghere exterioară, care se poate înregistra ambele fațadele blocului. Iarăși, probleme. Ridicarea gunoiului, restului de materiale depozitate pe spațiul public. Aceasta se face după insistente încercări pentru ca acele pubele, acele coșuri de gunoi să fie golite, pur și simplu. Ne mai vorbim de gunoi reciclabil, firmă de salubritate care trebuia să ridice gunoiul reciclabil de 2 ori pe săptămână, nu o fac. O spun și eu personal, în zona unde locuiesc, fracția uscată este ignorată. Toaletarea copacilor se face periodic. Rețin aceste lucruri și am dorit să le facem publice, pentru că problemele cetățenilor sunt mai presante, chiar dacă sunt care par la prima vedere minore. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Săftoiu. Dacă alte interpelări nu mai sunt, am și eu o ultimă interpelare pentru domnul director de la ADPM. În urma mai multor audiențe cu cetățenii la blocurile acestora, am strâns câteva probleme și aș vrea să vi le aduc la cunoștință, domnule director, și anume. În cartierul Andronache, lângă școala gimnazială numărul 40 pe strada Periș, sunt niște stații de autobuz deteriorate. Am vorbit cu cei de la STB, ei au spus că sunt în administrarea ADP-ului. Aici implică și stația deteriorată cu totul, plus băncile din stație sunt deteriorate. Nu știu dacă se poate face ceva. Lipsa coșurilor de gunoi tot pe în preajma școlii gimnaziale numărul 40. Dacă se poate face o sesizare pentru lipsa iluminatului stradal între strada Ciucă Ștefan și Cornișei, scuze. Și limitatoare de viteză pe strada Sesătoarelor. Vă răspund la final, vă rog, domnule director. Da. Mulțumesc. Pe strada Capitan Juverdeanu, acolo în capăt este un parc care este lipit de casele oamenilor. Se dorește ca acel parc să se închidă la ora 22, deoarece este foarte târziu la ora 12 noaptea și cetățenii sunt foarte deranjați de către terenul de fotbal din parc. De asemenea, dacă se poate face ceva să antifoneze cumva terenul de fotbal, nu știu, între casele oameni, între case și teren, să punem, nu știu, ca un panou care să izoleze. Știu că sunt niște panouri care pot izola fonic. Dacă se poate ca și nocturna să închidă la ora 10 odată cu parcul. Și o ultimă doleanță ar fi mai multe limitatoare de viteză pe strada Moroieni, deoarece sunt mai multe accidente. Mulțumesc, domnule director. Cu privire la limitatoarele de viteză, ne ocupăm, deja e în lucru,
Vă mulțumesc. Cu privire la parcul Creangă de care vorbiți, programul aferent parcurilor a fost votat prin hotărâre de Consiliu, deci în calitate de consilier puteți iniția modificarea acelui program. Mulțumesc. Cu privire la terenurile de sport, tot copiii acelor oameni care sunt nemulțumiți joacă fotbal acolo, deci prin urmare îi pot stăpâni și dumnealor, nu joacă din alte cartiere, sunt cei din cartier de acolo. Referitor la stația STB, spun STB pentru că e a lor, nu e a noastră. Niciodată n-am avut stație STB în administrare. Într-adevăr, băncile care sunt în interiorul stației sunt montate de ADP și acolo unde e cazul le înlocuim. Cu privire la coșuri, sunt cele pe care le montează primăria sectorului 2 prin direcția sau serviciu, podărire sau cum se numește, sau supercomul. Noi nu montăm noi ADP-ul decât în parcuri, în locurile de joacă. Am înțeles. Dacă, nu dacă este... mi-a scăpat ceva din întrebările noastre. Nu, atât. Acestea erau probleme. Și delimitator ne-a spus. Dacă observ că nu este nimeni de la gospodărie comunală aici pentru coșurile de gunoi, de aceea, nu știu, să le transmitem. Da, vă rog să le transmiteți da, lipsa coșurilor de gunoi. Domnule Dino, întrebare scurtă. Deci aici vorbim coșuri de gunoi strict în jurul școlii 40 sau pe toată lungimea străzii pe Periș? Oamenii au solicitat în jurul școlii 40. Acum bănuiesc că este nevoie pe toată strada Periș. Okay. În ce privește o eventuală hotărâre de Consiliu Local care să mai ajusteze un piculeț programul câtorva dintre parcuri, eu cu mare drag co-semnez cu dumneavoastră o modificare a HCL-ului pe care l-am votat împreună acum 2 ani, care instituia ore individuale pentru fiecare parc și loc de odihnă din sectorul 2. Deci, cu mare drag, ne așezăm. Poate mai găsim încă 1-2 care merită ajustat. Sunt mai multe parcuri în această situație, deci cred că la acest proiect putem lucra toți colegii. Pentru parcuri ar trebui programul același, nu unul cu un program, altul cu alt program. Mă gândesc că sunt anumite situații punctuale unde se pot închide un pic mai devreme. Doriți. Mulțumim, domnule director. Domnule Ferreu? Eu, în primul rând, vreau să mulțumesc executivului, de fapt, tuturor celor care au stat în sală până la ora 9 fără 3 minute. Pentru domnii directori care au părăsit sala, eu le promit că o să mă uit foarte atent pe proiectele care vor veni, la avizat în Comisia de Specialitate și în Consiliul Local. Cred că merităm și noi, consilierii, un minim de respect. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ferreu. Dacă nu mai sunt alte interpelări, declar ședința închisă. Vă mulțumesc și o seară plăcută! Te aștept!